trecut aproape o lună de la vacanța de vară, iar astăzi hai să ne amintim de ultimele zile de vacanță cu voie bună. Cum l-am trolat pe Darius la vața ascunsele, acum acesta și-a bătut joc de mine fix de ziua mea, cum l-am trolat la școală și cum a mers în case bântuite. Salut, probabil nu mă vedeți, dar vă întrebați unde sunt. Ei bine, vedeți acest papagal și eu sunt papagalul. Astăzi o să mă transform într-un papagal și în alte animale. Uitați-vă aici, pot să fiu eu normal, pot să fiu o pisică, pot să fiu un pește dacă ne uităm noi bine, dar acesta trebuie să fiu repede în apă, că dacă nu o să mor. Pot să fiu foarte multe animale. Asta o să fac eu astăzi, o să mă transform în cât mai multe animale și pe lângă aceasta pot să mă transform și într-un flower pot, într-un glass și în alte blocuri. Dacă vreți să vedeți cum o să fac eu asta și o să-l trolești pe Darusel, vizionare plăcută. Și scrieți în comentarii cum ați vrea să nu mai trăiesc pe Darusel și în ce locuri. Astăzi o să fie ediția la Aquapark. Hai să vedem cum o să iasă, pentru că vara este pe terminate din păcate. Și vreau să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vara 2024. În sfârșit, fraților, chiar mi-era dor să revin aici și astăzi sunt alături de Darusel. Doamne, unde se duce prost ăsta? Stai, mă, Darusel, doamne, iartă-mă, ce faci, ai parcat? Ai parcat, doamne, nu vine să cred, ai parcat ăsta aici, mă, omule, bă, da, prost ești, mă, Darusel, în fine, hai că nu mai poți să mai ieși acolo, nu știu cum ai intrat cu el, dar ai... Bă, omule, bă, Darusel, Darusel, stop, dar... Ei bine, Darusel, vine aici lângă mine pentru că astăzi, Darusel, n-am venit să ne bălăcim în acopăr. Știu, Darusel, mai este foarte puțin să termină vara, Darusel, dar mâine o să ai o surpriză inedită, foarte multe surprize, de fapt, Darusel, și pe lângă treburile astea, ce vrei, mă? Ce faci pe acolo? Mă, fino? Păi pe asta piscina de copii mii, adică da, e piscina pentru tine, da, Darusel, foarte adevărat, da, da. Darusel, nu ne scufundăm acum, dacă vrei poți să te ascunzi acolo, dar nu mai dau mai multe detalii, Darusel, pentru că Darusel, vină mai aici, omule, Darusel, Darusel, hai că nu stăm acum să intrăm la acopar, Darusel, ne-am luat câteva zile aici, ci drept să venim să stăm aici frumos, ne-am cazat acolo la hotel, Darusel, dar ai răbdare că astăzi o să ne jucăm vața ascunsele, pentru că chiar mi-era dor aici, Darusel, și pentru că ești tot așa entuziasmat, Darusel, te rog să te duci afară la ușă și să te pui, Darusel, ai elitra, ai firework-uri, poți să le folosi, Darusel, dar... Bă, ok, dar o să zic eu cât este gata totul, hai să vedem. Bun, deci mă duc eu în partea aceasta și fiți atenți, băieți, cum o să facem astăzi. Băi, fraților, ei bine, suntem aici, vedem, eu chiar nu am chestia asta să mă ascund, adică chiar nu pot să mă ascund. Ceea ce vreau să fac acum, în prima rundă, vreau să mă fac acel perot, practic acel papagal. Și hai să ne facem direct, să nu mai stăm mult la discuții, pentru că cu acest papagal, practic, astăzi o să-l trăiesc foarte frumos pe Darusel. O să fiu, practic, după el, o să-l văd în continuu, o să văd ceea ce face el. Practic, uitați-vă că pot să mă țin așa în continuu după el. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă în timp, dacă o să se, practic, o să vadă acest papagal, o să-l senseze și ce părere o să aibă de el, că tot papagalul vede că se ține după el. Dar fiți atenți, pot să mă fac și altă culoare, dacă mi-aduc eu bine aminte. Fiți atenți, merge să mă fac, în fine, nu mai contează, nu mai fac, dar stăm aici și hai să vedem ce face ăsta, pe unde o fi, dacă e totul bine, dacă așa. Ok, deci vedem pe Darusel acolo, stop pe loc, ce tot facem ăsta. Darusel, alo, mă auzi, bă? Darusel. Ce? Parcă, parcă, ce? Bă, ce-și mă așa, omule, dar însele, hai, vino, gata, caută-mă, că nu te crede nimeni că adormi. Unde e? Hai, vino, că eu m-am ascuns, ce faci? Acum, bă, unde ești? Bă, dar însele, da... Bă, ce, bă, fluture, fluture, bă, fluture, cu mine, fluture, cu mine, fluture! Doamne, stai, ce că e fluture ăsta. Bă, dar însele, unde ești, mă, bă, ce faci, mă, pe acolo? Bă, dar însele, da, vezi că nu trebuie să folosești elitra aia în continuu, dar însele, mai ai tu puțin de răbdărică, omule, nu mai folosi elitra aia în continuu așa. Caută oamenii, că poate sunt într-o clădire, în ceva, tu stai să folosești elitra aia în continuu, dar însele? Da, bă, fluture, unde ești, mă, fluture, fluture, m-a plecat, fluture, bă, fluture, fiantele! Lasă-mă fluturii, Darusel, și unde, doamne, iartă, mai găsit un fluture, mă, omule, lasă fluturii, mă, doamne, Darusel, caută-mă odată, că... Darusel, e pe bani, e pe bani concursul, e pe bani și e pe timp, Darusel, 3 minute mai la dispoziție, nu mai îmi interesează. Bă, uitați-vă la prostul ăsta, în primul rând el zice că e fluture și în al doilea rând el, dacă folosește litra asta în continuu, bă, frate, chiar nu pot să mă țin așa după el, ceea ce e foarte nașpa și foarte prost copilul ăsta, dar oricum pe mine nu o să mă găsească niciodată, o să-i fac eu mai multe, nu o să stau toată ziua așa, evident că nu o să stau așa în continuu. O să mă mai transform mai multe chestii, o să mă transform și în obiecte și în chestii, o să stau și eu normal, pentru că vreau să mă găsească la un moment dat, să nu își bat așa loc, că de ce nu mă găsește și asta, oricum e mare locul ăsta, sincer, e greu să mă găsească totuși, dar da, sincer, astăzi sunt cam rău cu Darusel, dacă, dar
cum? El cum e de fel în continuu. Ia să vedem, fii atent. Păi caută-o, dar să le pot să zic că sunt aproape de spawn. Atât pot să zic, dar să le. Bă, lasă-mă, fluture, vorbește cu mine. Dar să le vorbești cu mine, mă, omule, păi că vorbești cu mine și după tu vorbești cu fluturile. Pe mine nici mă mai bagi în seamă. Vrei părerea mea și pe mine nu mai bagi în seamă. Ce înseamnă asta, dar să le. Ok, ia zi, bă, Rafaele. Ce să zic? Nu știu, mă, pleacă, mă, fluture, pleacă. Mă, ce fluture visezi, mă, dar însele, omule, ce fluture visezi, hai odată, mai vrei, a, păi, de ce mai strigam, mai strigat așa, să fie în temă, nu, pentru nimic altceva, doamne, da, un indiciu, bă, un indiciu, ți-am zis, sunt aproape de spawn, dar însele, pot să zic că probabil chiar te văd, dar însele, nu, dar, adică aproape de intrare, mă, omule, cum, bă, da, prost ești, mă, omule, da, dar însele, hai, omule, ce tot faci, dar însele, vrei să-ți dau un indiciu și mai mare de atât? Dar să-l pot să zic că stau și mă relaxez, dar să le atât pot să zic, stau și mă relaxez, e totul foarte frumos, dar să le mă relaxez foarte frumos și viața minunată, ce pot să zic altceva mai mult de atât, tu ce faci? Eu te caut, tu! Păi caută, mă, omule, hai, mă caut, ce, doamne, iert, mă faci pe la piscină? Parcă era piscină, parcă era prea mică piscină, parcă nu era piscina pentru tine, dar să le, de ce stai în piscina aia? Păi caută o dată, ce tu stai în piscina aia? Parcă nu-ți plăcea piscina și tu stai numai în ea, văd. Păi nu, bără, frate, caută-n ea, bă! Bă, ce, mamă, mamă, ce-s de bucată, mamă, ia, aici, nu, te-am găsit ea! Păi, dar prostii, copilul ăsta nu-mi vine să cred, uitați-o. Mă, zic, papagalul ăsta e comic, sincer, uitați-o la el cum merge, bă, e super amuzant. Dar acum eu zic că este momentul să ne costumăm în altceva. Faci un dușuleț frumos, faci un dușuleț cu miculeț ca mine. Ce băi, uitați-vă, m-am transformat în papagal și-l văd pe Darusel când face duș. Uitați-vă la el acolo, bă, ce genial e să te poți transforma la așa ceva și să-l vezi pe prostul ăsta. Chiar vrea să-l spionez așa în continuu, bă, fraților. Am venit la fața scosele, dar îl spionez pe prost că nu știu ce face la duș, mă, omul ăsta. Și mi se pare absolut ireal cât de prost poate să fie Darusel. Bă, dați un like pentru asta, că e mișto. Da, acum mănâncă tort. Ce, doamne, iar îmi face la parcurs. Ok. Ok, hai să revenim să ne schimbăm practic în altceva și să vedem ce. Dar Selma, bă, ce faci, mă, dar Selma, mă cauți sau nu mă cauți până la urmă? Pe caută, mă, omule. Ce, doamne, iar tu mă faci? Ok, bine. Nu știu, ești aici? Ok, stai puțin, că nu trebuie să mă transform acum, trebuie să mai am răbdare. Bă, să mă transform în alt animal. Hai că mă transform într-un animal. Bă, și... da, în animal, că în obiect practic e cam greu aici, în obiect e foarte mare ăsta și nu prea are haz, așa că mă vede animal, vede și animale și vede practic celelalte animale, mai vede chestii, că așa la obiect nu pot să mă opresc și astea. Da, mă, da, dar să le gata, te aud, ce vrei? Indiciu? Vrei să-ți dau un indiciu, dar să le? Bă, da. Ce dar să le? Bă, nu știu, mă, dar să le, ce să mai zic, mă, dar în primul rând, tu unde ești, că nu te mai văd, dar să le? Ține minte că eu ți-am zis pe undeva pe unde eram, dar să le, și până la urmă, gen, te vedeam, știi ce zic, dar să le, și acum nu te mai văd. A, păi stai, stai, în cealaltă parte, sus, măcaru! Rafael, te-am găsit, tu te-am stăt aici, bă, măcaru! Unde mai găsim, mă? Cum mai găsim, unde mai găsim, mă, prostă, că măcar ești lângă mine, ești prost? Ah, foarte amuzant, dar să le pui, era să mă dau de gol, nu vine să cred așa ce acum, era să mă dau de gol, dar el practic făcea glumă. Da, trebuie să mai știu și eu de glumă, da, hai, până la urmă. Asta e mișto că mai sunt animale pe aici, uitați-vă că mai e și măgarul ăsta, practic toate alea și foarte, foarte mișto până la urmă. Da, cred că e momentul să mă transform în altceva, sincer, nu e foarte wow ăsta, dacă stau să mă gândesc, dar tropic, oh, turtle, hai să mă fac turtle, fii stat prost un timp. Ok, hai că mă duc în apa asta pe aici. Ok, deci a văzut, prost a văzut. Mă, ce faci, mă, dar însele acolo, omule, hai, omule, mă caru sau nu? Păi, bă, văd aici o rățușcă. Ce? Nu fă rățușcă nici. Ce puteți să vezi, mă, păi, ești, oameni, păi și ce are dacă vezi rățușcă, nu e logic. Păi nu, bă, uite, păi, scrie. E, fiți, că încerc să mă pun ca asta fix pe ăsta, fiți, zis că mă pun, ok. Pot să stau? Nu pot să stau, nu merge. Ba da, hat. A, ba nu merge. Ce păcat, ce păcat. Ok, uitați-vă la prostul ăsta. Dar să chiar... Băi, e chiar prost copilul ăsta. Uitați-vă la el cât de prost e. Nu-mi vine să cred cât de prost pare să fie copilul ăsta. Și acum, fiți atent, mă transform repede într-un pește din ăsta. Hai să vedem pe care îl luăm pe Tropical Fish. Ai nepuna mea aici în peștele ăsta. Deci prostul a văzut, bă, și e fix aceeași culoare. A văzut cum am transformat din proascuțele toate de care nu ține rață că e un prost. A văzut cum am transformat ăsta și aceeași culoare. Bă, ce timing perfect a fost, a fost mișto rău de tot. Nu știu ce facem acum. Bă, unde ești, bă? Darusel! Darusel! Bă, Rafaele, de ca bă, Rafaele, da! Bă, e bucă și jocul ăsta, bă, Rafaele, gen, am văzut o rață care s-a... Bă,
ce vezi, mă, ce joc visez, mă, omule? Ne-am jucat față ascuns. Mă, ce poate să fie băguit la față ascunsele? Tu te crezi pe jocuri aici, dar răsele, omule, doamne, omule. Nu, răsele, mă, am văzut un apă, am văzut ce nu. O rață care s-a făcut pește. Și acum pește are schimbă culoarea, mă. Bă, 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 fai inimă, du-te pe nicea, bă, fai inimă. Bă, ce, ce, bă, ce nemo visez, mă, omule? Bă, dar răsele, ce faci, mă, omule? Mă cauți o dată, fiți atent, zai că m-am transformat așa. Dar răsele, mă cauți, omule, unde ești? Unde tot te ascunzi, mă, omule? Ce tot faci? De ce nu mă găsești, omule? Unde ești? Ne jucăm aici, ce vrei eu să te caut sau ce? Că nu te înțeleg, dar răsele, eu nu te mai văd deloc. Eu sabi unde eram indiciu, că eram aproape de spawn și nu te mai văd absolut deloc. Chiar nu pot să cred, dar răsele, ce... Păi, tu vrei să zic unde sunt, mă? Bine, zic, văd ceva, văd, pot să zic tropical, dar răsele, atât pot să zic tropical. Da, ok. Vezi dacă îți dau prea multe indicii că știi unde sunt? Mamă, stai puțin că nu prea am gândit-o. Acum o să fie cam nașpa pentru mine, dar ai... Dar Sen! Dar Sen! Unde ești? Ce, mă? Unde ești? M-am ascult deja! Bă, unde te ascult? Bă, vine, mă, omule, că am ceva de vorbit cu tine. Vin! Bă, dar Sen, fii atent, am uitat să-mi specific ceva. Doar eu mă ascund, dar Sen. Altfel, stai puțin să zic de ce mă ascund eu, dar răsele, că altfel, altfel, dar răsele, dacă mă ascund, dacă te ascund și tu, dar răsele, ei, fii atent, dar răsele, vino aici, deci oamenii de aici de la Aquapark au făcut o colaborare cu mine să vin aici să prezint, dar răsele, și eu trebuie să fac foarte frumos, dar răsele, să arate totul cât mai genial, dar răsele, ca să vină să viziteze mai multă lume Aquaparkul și, practic, noi, dacă doar eu mă ascund și tu te pui, putem să ne stăm și mâine aici. Ce crezi, Arsele? Nu e o idee bună să stăm să ne distrăm aici în Aqua Park, să mergem și la piscină și hotelul ăla și maker de 10 miliarde de stele, nu e mișto? Da, prafle, da, fie antenă, mă doar în cur, tu nu mergi. Uitați-vă, uitați-vă cum ne simțiți-o cu cine a venit. Mie mi se pare absolut ireal, mă, fraților. Ok, deci, da, îl trolez, da, prostul mă cam enervează, mai rău. Dar s-a dus prost în partea. Un timp, un sat, puțin, mă, când pune, îmi pune, literal. Hai, mă, prostule, unde ești, Arsele? Dar Arsele, ia, spune, mă, ai tu pe, ai tu pe, zi, ai tu pe, să te ascult, să... Hai tu pe da! Darusele? Hai tu pe să te pui cu mine, mă! Să la un hotel! Mă, ce faci? Bă, omule! Hai tu vrei să pleci acasă? Nu! Ascunde-te-ne! Păi și de ce la hotel, omule? Hotelul e în Aquapark! Păi e lângă Aquapark, deci aceeași chestie, nu? Doamne, Darusele, nu! Ai uitat că mi-ai făcut treaba asta odată, prostule! Doamne, Darusele! Ce nu, mă? Hai că nu știu să mă dau pe astea, dar... Omule, bă, Darusele, ce enervant pot să fim, omule, ok. Deci, bă, Darusele, nu, tu cred că n-ai înțeles bine. Noi nu mai putem să mai venim aici mâine. Ce nu înțelegi, omule? Dacă tu, eu trebuie să mă pun, dar Sele, că trebuie să le arăt eu să vadă la mine. Dar Sele, eu am o cameră mai profesionistă decât tata. Tu nu poți să filmezi ca lumea să se vadă frumos, dar Sele, omule, ce nu înțelegi că de-aia vor oamenii ca să vadă de la mie totul așa. Bine, hai, hai, așa, ascunde-te urâtule. Doamne, dar Sele, doamne, unde ești, mă, omule, cu căscuța aia ta? Că nici casca aia ta, dar Sele, microfonul ăla de la casca ta nu mai merge așa de bine ca să te aud. Băi, hai, pune-te, gata, mamă, cât de enervant e copilul ăsta, nu-mi vine să cred. Ok, de ce? Da. 3 sus, 4 sus. Poți să stau, mă, ca asta? Nu, nu cred că poți să stau. Uitați să faci așa. Ok, ce să mă fac, mă? Mă fac, ce să mă fac? Hai că mă fac un câine, mă fac un câine. Ok, hai să, ca și cum un câine cu mirosul, cu toate astea. Poate le-a asta de prieteni. Să sperăm că nu, să sperăm că da. Nu știu ce să mai zic, mă, fraților, că deja. Fii atenți. Bă, pot, mă, să merg cu ăsta? Bă, deci dacă pot să merg pe ăsta aici, aici. Bă, nu cred. Pot să merg. Ia, pot? Nu pot să... A? Sa... Nu pot să merg, mă, stai câteva secunde pe el, dar... Tot e mișto în același timp. Na, nu merge, mă, dar mă pun un secund. Bă, ce mă enervează, mă, frate, mă, cât de mișto era. Copilul ăsta chiar nu mai suport, sincer. Nu știu ce să mai fac, mă, frate. Scrieți-mi acolo în comentarii cum vreți să nu mai trăiesc cu chestiile astea. E comic dacă stați să vă gândiți. Ok, hai că ești pe poartă, că n-am ce să... Da, ok, deci eu încep aici frumos, ceea ce e mișto. Ce fr... Dar, Sel, mă auzi? Ai terminat? Da! Hei, hai, mă, cauți! Ce treabă are cu câinele tău? Tu te auzi ce vorbești? Păi ia cu mine, barafele, fii antenă, că ia cu mine, mamă! Hai cu mine, Rufus, hai! Părușca, părușca! Hai, părușca, hai! Părușca! Dar Sel, caută-mă, omule, hai, că e tita mai locul, dar Sel, hai că trebuie să le facem o recenzie cât mai bună la oameni, dar Sel, o promovare cât mai bună ca să vină oameni frumoși aici la Aquaparkul lor, omule, mă caut sau nu? E oameni frumoși, că dați frumos! Ce? Dar Sel, bă, reclează după microfonul ăla, dar Sel, că nu te auzi, mă, cu căscuța aia ta. Că tu îmi dai cel mai proastă căscuță, dar Sel, bine, a mea e bună, dar a ta e cam proastă. Da, un indiciu și taci! Vrei un indiciu, dar Sel, dar tu nu vezi că mă auzi după 7-a lumină? Uite-ți-mă, că-i, uite, bă, să te câine peste cap, uite-ți-mă, să te câine peste cap aici. Dar Sel, bă, ce faci, mă, cu, bă, dar Sel,
ce cască ți-ai luat, mă? Ți-ai luat cască la 2 lei, că mă auzi după 3000 de ani, omule. Ce se întâmplă cu tine? Ești normal sau nu? Da, deci nu mă aud de prost. Uitați, mi se pare absolut ireal. Cu căscuța aia lui de prost. Ia, intră mâna pe aici. Ia, uitați, mă, cum nu arată? Păi mi se pare absolut ireal. Păi, dar trebuie să ajungem mâna pe... A, pe aici nu mai poate să mai fac așa, din păcate. Părușca! Părușca, te-ai știu, părușca! Arsel, mă bagi, mă, omule, seamă! Vorbești cu mine și după nu mai vorbești. Ce, doamne, tu o faci? Ce e cu casca aia ta? Ești mecher, bără, fă-ne, eu schimbi din toate, țic, mă, chiar! Ce, bă, dar se lasă câinele ăla, omule, că nu e câinele tău, hai bă, cau sau nu? Dar se, bă, doam, bă, tu faci mișto de mine, mă, nu, că nu merge căscuța, dar să le... Caute, caute, caute! Păi hai, caute, mă, omule! Omule, mă cauți! Da, dă-te un indiciu! Ce indiciu să-ți dau, mă, omule? Sunt plecat la muncă, dar se, nu știu, stau pe un șezlong, dar se le... Ce indiciu să-ți mai dau, mă, că ești prea prost, mă, dar se le... Chiar nu mai am chef, hai să mergem acasă, dar se le... Dar se, hai că am ieșit, hai să ne... Ce fi sunt? Bă, mă, bă, uite minge, bă, cât de mișto e mingea asta. Bă, fraților, ce să vă mai zic, sper că acoparcul ăsta vă place, vă face o plăcere și așa, dar se e cam puros de fel. Mâine este ultima zi de vară, să vedem cum o să ne petrecem, dacă o să fie tot frumos sau nu. O să mai venim și pe la acoparcul când să ne dăm în asta. O să mergem și la piscină, la hotel, la toate chestiile astea, mai multe chestii. Uitați un prost în spatele meu, dați un like ca să scap de el. Dacă nu, nu știu ce să mai zic, că uitați-vă la prostul ăsta, uitați-vă, da, doar uitați-vă, uitați-vă. Măi, bă, ce... Maschi-mi din toilet! Cum ai putea să-ți petreți ultima zi de vară, practic, mai bine de atât? Uitați-vă, această priveliște minunată aici, ieșim din hotel, avem această piscină în care se află niște pești, nu știu ce sunt pești, acum am văzut, dar nu trebuie să uitați ce priveliște frumoasă avem. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, da. Ultima zi de vară deja a fost ruinată complet. Uitați-vă cu prostul în spate, ce a putut să zică. În fine, nu mai contează asta. Este foarte frumoasă zona aceasta. Uitați-vă, mi se pare absolut impresionant. Avem aici un ponton micuț. Este foarte drăguț să răculețul acesta. Și de-aia îmi place foarte mult. Doamne, cât de prost. Ce faci, mă, omule? Lasă-mă nisipul. Lopățica, uite aici, frumos. Da, uite, două lopățici frumoase. Asta le-ai făcut tu? Uite, asta-i puța mea! Bă, ce vorbești acolo, bă? Cros, doamne, dar să le lasă-mă în pace! Bă, 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 vorbește, mă, lasă-mă! Bă, ce... Dar, doamne, dar eu se... Ok, stați puțin, trebuie să mă calmez puțin, trebuie să nu-l mai au pe prostul ăsta, că mă, absolut mă perturbează, mă, nu știu, vocea lui mă enervează rău tot. Aici avem calculatoare, vedem, este foarte frumos, uitați-vă cât de frumos, avem și un ăsta de biliar, practic, aici o masă frumoasă, avem tot ce trebuie, practic, într-un resort de acesta, într-un hotel foarte frumos și cu prostul ăsta. Mă, ce da, dar să el... Darusel, păi tu la mine ești a... Darusel! Bă, prostule! Darusel! Darusel, tu ăștia... Darusel! Bă, ascult, stop! Darusel! Scoate-te aici să nu vadă cineva că după nu ne mai primește aici. Știi că ăsta e cineva șmecherul ăla în care putem să fim, Darusele. După cum ai vrei să mai... Stai, stai, stai! Vara următoare, cum vrei să mai e o vară așa frumoasă, prostule? Wow, foarte impresionant. Doamne, cât de prost e. Bine că am scăpat de el, bă, frate. Uitați-vă cât de frumoasă este zona aceasta, acvariul acesta. Și da, din păcate este ultima zi de vară. În primul rând, oarecum să mă bucur că sunt într-o vacanță superbă. Uitați-vă cum am priveliște aceasta și ce hotel practic am foarte mișto. Și acaparcul la care o să mergem puțin mai încolo. Avem piscină interioară acolo, piscină exterioară aici. Totul este foarte minunat. Dar ideea este, vreau să vă întreb pe voi dacă ați fost la mare anul acesta și dacă v-a plăcut vara aceasta. Pentru că vara 2024 mi se pare cea mai rapidă vară existentă ever. Nu mi se pare că a mai trecut o vară așa de rapidă și nici an, că și anul acesta a trecut super, super rapid. Uitați prostul acesta tâmpit lângă mine care pleacă, nu știu unde se duce. Mă, ce faci, mă, Darusele? Hai, Darusele. Ar fi așa fac. Să mă duc în piscină, stai. Darusele, nu se face treaba asta în piscină, omule. Măcar dă să ce ai în ocean, dar nici în ocean nu e frumos, Darusele, omule, dar în piscină. Bă, prostule, ce mi-arăți acolo? O cască. Ce faci? Mamă, știi că dacă faci pișulică în piscinică, în piscină, dar să le iese o culoare și te faci de râs, te vede toată lumea? Toți cât e NPC copilul ăsta, da, nu știu, bă, dar să le omule, vino aici, că am ceva de discutat cu tine, lasă. Lasă-mă, cu puța în piscică asta, cu puța în
Omule, omule, gata, gata, Darcel, 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 gata, calm, nu mai vorbi așa, nu e frumos, Darcel, să vorbești așa, omule, Darcel, gata, ok, fiat, bă, ce, o să fac ce, doamne, mi se pare blocul acesta, în fine, bă, Darcel, în primul rând, vezi, suntem aici, este ultima zi de vară, Darcel, nu știu, bă, niște, ai niște... Bă, omule, pot să vorbesc și eu cu tine odată în viață, mă? Omule? Ce? Pot să vorbesc și eu cu tine odată în viață, Darcele? Zi, zi! Ce să mai zic acum? Că nu mai am ce să mai zic. Efectiv, chiar nu mai suport, nu mai știu ce să mai zic. Mă, Darcele, spune câteva cuvinte despre vara 2024, Darcele. Cum ți s-a părut, omule? Urăbuși, V-Bucks și bani! Oh, omule, pot să nu mai fie NPC, Darcele? Cum ți s-a părut vara? Ah, păi, mie mi s-a părut așa de frumos și vreau să fac asta! Stai, unde așa? Eu sunt Darcel, cel mai bogățel. Bă, gata, prostule, gata. Hai că nu o să mai upt Darcele, doamne, deci toată lumea, doamne, eu nu mai supun nimic, bă, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă mai e cineva, dacă mai uită cineva, că copilul ăsta chiar nu se mai uită nimeni, e pe brain rot, rău de tot copilul. Bă, Darcel, hai să te pun eu la niște întrebări, că văd că tu nu ești în sare. Darcel, despre vara 2024, vreau, bă, lasă-mă mingea, omule, nu se dă cu aia, bă, stai, bă, poți să stai, bă, pe loc aia din HD, ce ai? Câteva cuvinte despre vara 2024. Cum ți s-a părut? Ți-a plăcut în primul rând, dar Darcele, da sau nu? Da! Ok. Ți s-a părut că a trecut repede sau mai greu? Mai repede decât mai repede decât asta! Ok, nu vreau să mai zic nimeni. Scrieți acolo în comentarii cum mi s-a părut vara aceasta. Și acum, Darcele, mă, da, ia toată carnea asta. Ce, doamne, iată, mă, rămâne carnea asta de porp aici. Lasă-mi în fine. Târziu. Bine, Darcele, uite aici, hai mă să facem, hai să facem o întrecere, fii atent, hai să vedem, o, da, asta e impresionantă, care sare mai șmecher, Darcele, fii atent, tu primul și al doilea, da? Hai, fă o săritură impresionantă și eu trebuie să mă repet după, de fapt fac eu cum vreau eu. 3, 2, 1, și, astea, bă, tu țirești, bă, Moise, mergi pe apă, oameni, ăsta merge pe apă, și distrui și eu, nu mi-l scrie, ok, hai, ok, 3, 2, 1, și... Băi, e prea genial resortul ăsta, vila aceasta, piscină, hotelul ăsta. Practic e prea genial cu tot ce avem aici și calculatoarele și toate astea. Mie îmi place absolut enorm. E nota 10. Da, nu știu, tot e super minunat. Bă, Rafale, mă sufoc, bă, Rafale, mă sufoc, aici e prea cald. Da, da, ok, prostul este la saună. Sunt mușculos. Bă, prostule, bă, dacă ți-e cald, omule, ieși afară, gata, nu mai stai atât de mult în saună, că deja ești de jumătate de oră, prostule, tu vrei aici să mor, Darcele, n-ai mai fost în viața ta, nu ești obișnuit cu sauna și tu ce faci? Nu știu, Rafle, dar vreau în apă. Așa, du-te în apă, perfect, mamă, deci nu pot să stau o secundă, bă, fraților, nu pot să stau și eu liniștit, că prostul ăsta nu știu ce boacără mai face, bine, n-a fost ceva rău, așa că n-am murit, prostul, da, în fine, hai, bă, Darcele, să ne jucăm cu mingea asta în apă, mamă, că nu știu, bă, uite-te, bă, mi se pare genial, absolut, viul acesta este cel mai genial viu și da, deci, bă, Darcel? Darcel? Bă! Cam habibii tutu, bye! Da, n-am cu cine să mai vorbesc! Bă, ok, hai că vorbesc cu voi. De ce e gheață acolo? Întrebarea mea. Ok, s-a terminat vara, e ultima zi de vară, dar să fie gheață acolo, nici iarna, nici toamna n-a venit. Și e deja, bă, în fine. Darcel, cred că este momentul să mergem la... Unde-i? Vrei să-ți arate unde e gheață, Darcel? Fii atent, vii aici. Uite-te acolo jos, uite-te acolo jos și du-te tu după gheață. În fine, nu, nimic, dar să nu mă cântă. Acolo, uite-te în față, omule, nu vezi și tu acolo mare băltoacă de gheață, omule, bă, dar poate te prustiști, mă, nu, că nu se mai poate cu copilul ăsta. Nu știu, mă, ce are, bă, Rafale, nu știu, bă. Da, dar să le, hai să mergem pe aici, hai că luăm pe aici, mergem prin scurtătură, mergem pe aici frumos. Mă, cât de mișto e și zona asta, uite-te, bă, e prea genial, dar să le chiar merită să vii aici și abia aștept vara următoare să ne mai întoarcem. Sau poate mergem într-un loc mai șmecher, cine știe. Și acolo ce, mă? Bă, ce sunt ăia? What? Kangur, ce mă locul ăsta? Bă, e genială, bă, zona. Ce kangur, bă, unde kanguri? Nu, nimic, Darcele, hai, vino repede, hai să mergem la aquapark, că trebuie să ne distrăm, Darcele, că ieri am fost în mișcavați ascunsă, de acum ne distrăm în aquapark, o să fie totul foarte frumos. Yeah, da. Let's go, motherfucker! Ok, Darcele, acolo în spate, foarte prost, Darcele, poți să te duci înainte, du-te dacă vrei. Bă, nu, pai!
În fine, hai, ok. Fiți atenți. Bă, era fost super genial. Dacă n-ați văzut încă, vă invit să vedeți episodul de ieri, pentru că l-am trollat pe Darusel foarte tare. Practic m-am transformat în animale, într-un papagal, într-o pisică, într-un câine, într-un pește și într-o broască țestoasă și a fost foarte epic momentul acela cu broasca țestoasă transformat imediat într-un pește care era tot aceeași culoare și practic nu vă zic prea multe, dar Darusel a rămas uimit pentru că el nu știa ce se întâmplă. Și da, nu vă zic prea multe, o să vedeți cum a fost, că a fost epic, epic rău de tot. Epic rău de tot. Uitați-vă acolo. Chiar merită, acum eu să merg frumos, pentru că se intră pe la intrare, nu se intră pe unde intra prostul ăla, că a distrus toate aia, sper să nu vadă nimeni chestia asta, că altfel o să avem interdicție pe viața aici, bine, dar să o să aibă, da, în fine. Și mergem acum la Aquapark, o să ne distrăm în ultima zi de vară, vreau să scrieți acolo în comentarii voi ce faceți în ultima zi de vară, cum vi-o petreceți, pentru că, nu știu, mi se pare super, super tare să îți petreci ziua de vară. Ok, dar să tu vrei să facem prinsele, omule, da, mă, în fine, dar să tu nu știi că ți-ai pus protecția aia pe tine, dar nu poți să te ating, omule, ai uitat? Nu m-a prins! Da, mă, cât de prost e copilul ăsta, ești chiar nu mai supăr, mă, oameni, hai, băi, hai să vedem că deja mi se, bă, eu nu mai supăr pe ăsta, deci mi se duce... Creierul meu să face brain rot la fel ca Darusel, pe bune, pentru că eu nu mai înțeleg absolut nimic. În care să mă dau, bă, ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Ok, hai că mă dau în ăsta, de fapt, nu vreau să mă dau în ăla, mă dau și eu, nu numai așa. Cred că mă dau în ăsta albastru, mi se pare super interesant, vreau să scrieți în comentarii care vi se pare vouă interesant, în care ați vrea voi să vă dați. Și da, eu trebuie să văd prin partea cealaltă, mă, frate, roșu, cu copilul ăsta, da, eu practic trebuia să vin cu Darusel aici, da, cu cine să mă înțeleg, mă, că ăsta zici că e de pe altă planetă, mă, zici că e din era maimuților, nu știu, era dinozaurul, nu știu ce e copilul ăsta. Unde ești, mă, de ce râzi? Unde ești, mă? Apa, chiulea! Păi ești prost, mă, de-o, Darusel, hai, omule, că ai înnebunit pe toată lumea, sper pe... Ah, ok, pe aici este, mergem aici frumos, Darusel, chiar sunt curios cum este ăsta, Darusel, și fii atent să ne dăm pe rând. Bă, da, prost ești, mă, omul, bă, deci prost e prost, rău de tot, mă, Darusel. Așa, gata, și de aici ne luăm practic ăsta, eu am deja unul, ne dăm pe rând, Darusel, nu am unde, deodată, gata, pe rândul meu, hai să dăm, 3, 2, 1, bă, nu, ce fă... Ce încet te dai așa, că nu e nimic amuzant dacă te dai așa, prostule. Tu nu vezi că mergi? Doamne, cu cine vine aici, bă, fraților? Nu, deci chiar nu se mai poate. Sincer? Sincer? Bă, pe unde ești? Pe unde ești? Uite! Ce-mi se văd? Ce-mi zi, mă? Stai! Mă, ești prost, mă, e prost rău de tot. Să-și chiar mi-e supăr, mă, fraților. Am vrut și eu să-mi fac ziua asta, ultima zi de vară, dar cred că e cea mai proastă zi, sincer. Da, din păcate, na, o să vine și școala. Ha, și știți care este treaba? Când începe școala, e tic ziua mea. Dar, da, hai să vedem, în ce să ne mai putem da noi pe aici, că cu Darusel. Ok, ok, fii atent cum e asta. Ok, ok, interesant, interesant, parcur. Oh, deci nu mai supăr. În fine, da, cam atât a fost, sincer, cu ziua aceasta de vară. Nu știu ce să mai zic, nu mai vreau să mă mai dau un acoperă cu ăsta. Cred că mă duc la... Mai bine mă duc la piscină la hotel. Uitați. Aaa, prea aveam intrarea asta pe aici. Bă, da, am fost prost că nu m-am uitat, sincer. Dacă cu copilul ăsta chiar... Ok, înainte toate astea să facem și noi un mic dușuleț aici. Foarte frumos. Ok, ne dăm aici la duș, dar... Da, bă, ce... Așa. Ok, gata, faci tot. Lasă-mă tot. Lasă-mă în pace, omule. Nu mai vrei peste mine. Lasă-mă în pace, Doamne, ăla bea apa din duș, mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta. Lasă-mă în pace, ce mai vrei, că mi-ai stricat toată ziua, ultima zi de vară mi-ai stricat-o complet. Știi că apa din duș are cu sare? Ești prost, Darusel, lasă-mă în pace, uite, bagă-te sub elefantul ăsta, poate face, poți să zic că ești un răhățel. Da. Mă, cât amuzant. Gata, te prind, Darusel, fugi, că te vin după tine. Da, nu vin după el. Ok, hai să vedem ce mai putem să mai facem în hotelul nostru. Cred că cu Darusel nu se poate face absolut nimic. Cred că nu, cred că mă duc direct la somn. Că, apă, chiar nu mai suport. Băi, trebuie să-mi revin, sincer, după ziua asta. Din păcate, da, oricum a fost ok vara, sincer. Chiar a fost o vară ok. Chiar nu mă plâng, a fost o vară. Chiar mi-a plăcut vara aceasta. Nu știu de voi dacă v-a plăcut, vreau să scrieți acolo în comentarii. Mă duc aici în cameră foarte frumos. Și da, cam atât, ce să mai zic. Că nu mai pot să mai zic absolut nimic. Cu Darusel, trebuie să... Mă, cum ai apărut aici? Oameni, nu te mai suport, Darusel, mi-ai dat brain rot complet mie. Și ok, deci ne revenim că cu ziua asta, vedeți, nici nu mai știu să mai vorbesc, mă, fraților, cu prostul ăsta. Cam atât a fost. Papa, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vara aceasta, o să-mi fie dor, sincer, de ea, dar vara următoare să fie mult mai mișto. Ce mai vrei, prostule? Ce vrei? Păi, da, Fale, vreau zic că mie îmi pare rău pentru azi, bă, Rafaele, și eu te iubesc. Fiantele, bă, Rafaele!
jucăm în fața ascunsă la mai deosebit, deoarece suntem alături de Darcel 2012 și după cum puteți vedea în spate, ne jucăm pe un nightmare foarte, foarte interesant și foarte, adică nu e interesant, că până la urmă, bine, e interesant, dar o să fie foarte groaznic pentru noi și uitați-vă la Darcel că a dispărut, wow, foarte amuzant, Darcel, în fine, astăzi o să ne jucăm în fața ascunsă pe cea mai horror mapă, pe un mod de nightmare, unde o să ne sperăm, o să ne ia toate chestiile astea, toate nebuniile, nu știu cum o să rezistăm, dar da, dar suntem alături de Darcel, uitați-le aici, bă, Darcel, ce părere bă, că astăzi ne jucăm fața ascunsă pe hărțile noastre de vânători de fantome, practic o să fim alături de o fantomă, Darcel, și știi cum o să fie astăzi, pentru că o să fie mai interesant, nu ne ducem noi să vânăm fantoma și astea, unul dintre noi se ascunde și celălalt caută și tot ce avem nevoie, Darcel, și tot ce avem voie, de fapt, este o singură lanternă, Darcel. Uite, uite, uite! Ce e, mă, asta, dar să ce... Bă, what the fuck, doamne? Bă, ok, deci deja mă cam sperie, sincer, asta vreau să subliniez, dar dacă mai vreți persoane de genul de față ascunsele pe fazmofobia uite, aici... Uite, 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 uite! Bă, da, 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 scuze, ambale, 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 ha, ok, ești proza, să le vaia și o să-l zic, da, dați acolo cât mai multe like-uri, nu mai zic prea multe, hai să dăm start aici, dăm ready frumos și intrăm start și fii atent, dar Darcele, o să fie cam nașpa, pentru că e cam nașpa și pentru cel care se ascunde, dar Darcele, dar și pentru cel care caută, pentru că noi o să avem doar lanternele la dispoziție, dar Darcele, și știi care e faza? Mamă, uite-te câta harta, bă, frate, dar Darcele, cum? Ma, Darcele... Ma, Darcele, uite-te câta harta e. Ne jucăm vața ascunsele ap și o să fie foarte nașpa, Darcele. Nu știu cum o să rezistăm, dar iar doar o lanternă, Darcele. Păi și uite-te cum e pe aici, frate, Darcele. Bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Deci avem, avem și afară și în interior, Darcele, e absolut incredibil pentru mine. Nu știu cum, Darcele, dar cum facem? Piatră, fafe, gărtie, cum face, Darcele? Să vedem cine să pune, mamă, deci e groaznic, rău de toate. N-am bine părți. Mă, cât de prost ești, Darcele, nu, vino aici, Darcele, vino aici, fii atent, Darcele, alege un număr de la 1 la 7, fii atent, eu am în minte un număr pe care o să scriu chiar acum pe ecran și zici și tu un număr, Darcele, un număr de la 1 la 7, Darcele, zi un număr de la 1 la 7. Zici odată numărul sau, știi ceva, Darcele? 1, eu am zis, 2 înseamnă că eu câștig, Darcele, practic, tu, eu o să mă ascund, Darcele, tu du-te în vanul acesta, intră înăuntru, Darcele, rămâi aici înăuntru și fii atent. Cel mai mare câștigă și practic să pune, mă, Darcele, hai, gata. Du-te acolo, dar du-te acolo, gata, la nu mai, gata. Ok, dar acum încolo o să vedem. Mamă, deci uitați-vă cum este casa asta, mi-e și frică să intru înăuntru. Uitați-vă ce ușă ciudată. Rămâi acolo, Darcele, nu ești, mamă, deci viat. Mamă, Darcele, bă, nu știu cum o să mă ascund aici și știi care e faza? Ascunsul ca ascunsul, Darcele, dar o să fie mult mai groaznic. Adică e groaznic pentru amândoi, mă, eu nu înțeleg cum o să ne descurcăm noi aici, Darcele. Dar da, Darcele, bă, eu pot să zic că m-am ascuns, Darcele, bă, cât de înfricoșător e aici, bine că am lanterna asta, că fără lanternă nu puteam să fac absolut nimic. Bă, fraților, uitați-vă cât de prost e prostul și nu se știe absolut deloc, fraților, cum mă, bine, eu... Bă, oarecum îl... Bă, de fapt nu e trollul ăsta, că asta să mă gândesc, Darcele, dar n-avem voie cu absolut nimic, 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 doar lanterna, da? Ok, bravo, Darcele, bă, deci o să fie super groaznic, eu nu știu dacă vrei să mai facem astea. Momentan pentru mine eu zic că e super, super chill, n-am întâmpinat nicio problemă, dar văd că s-a aprins niște lumini pe acolo, nu știu ce se întâmplă, Darcele, ajutor? Darcele, ce s-a întâmplat acolo în camera aia din dreapta? Nu știu! Mamă, deci s-a văzut o lumină, mamă, deci, bă, e epic, e foarte, foarte epic, deci, Darcel, nu știu cum e să ne jucăm noi aici, dar e foarte, bă, e greu rău de tot, nu știu, Darcele, cum putem să facem noi aceleași chestii. Bă, dar uite-te cum e în camera asta, bă, e fantoma de mine, Darcel! Bă, da... Bro, îți văd capul! Mă, da, unde-mi vede? Nu se vede, absolut deloc, nu se vede. Stai puțin, cum ai ieșit tu din casă, Darcele? De ce ai ieșit din casă și ai venit afară? Explică, nu mă, tu te-ai uitat, mă, când erai aici, mai văzut că m-am dus în dreapta. Hai, mă, nu mai, nu te-ai speriat de nimic, nici măcar nu te-am auzit, omule, nu te-ai speriat de nimic, ai venit direct așa, nici nu mă vedeai. Hai, mai pune-te o dată, rămâi, bă, dar nu te mai uita cu spatele, Darcele, nu te mai uita. Nu, tu mai văzut că m-am dus în stânga atunci, în dreapta, hai, mă, Darcele, nu, pe bune, hai să fac. Afară. A, bine, atunci bine. Bine, dacă nu avem voie afară, tu nu bine. Hai, intră în casă, hai, da, de ce, hai. Da, de ce te uiți, omule? N-ai voie să te uiți. Da, de fapt, oricum, tu, da, eu dacă intru în casă, nu mă mai vezi, dar intră în van. Hai, acolo. Hai, câte secundele, 1. Da, gata, doi, Darcele, gata, că intru acum în casă, 4, gata. Gata, 5, gata, taci, 6, taci, 6, taci, 6, taci, 8, taci, 9, taci, 9, taci, 9, taci. Da, ia, ia, să mă uit la tine. Ce faci tu, ia? 24.
Da, dar să le stai acolo înăuntru. Mamă, deci fiți atenți, fraților. Bă, uitați-vă cum e aici, e înfricoșător. Unde să mă ascund, mă, fraților? Că mi-e cam frică să mă ascund, sincer. Adică chiar îmi este foarte, foarte frică să mă ascund. Uita, bă, e în gosant. Dar e zel, e în gosant. Nu cred așa ceva. Activitate 10. Bă, e activitate 10. No, ok, stai puțin. Mamă, de înseamnă că e în apropierea mea, fraților. Sau nu știu neapărat că e în apropierea mea, dar e pe Nightmare. Gata, vino, dar să le mamă, mi-e frică rău de tot. Sper totuși să nu fie. Uitați-vă cât de... Bă, s-au și plânsete, dar să le râsete. S-au foarte multe chestii, eu nu înțeleg, dar să le... Bă, ai venit după mine? Vine după mine, dar să le repede să mă cauți acum. Hai mai repede, că nu mai vreau să mai stau aici. Dar n-am cum să intru, n-am cum să intru, bro. Păi de ce n-ai cum să intri? Cum adică n-ai cum să intri? Pe costa și închisă ușa. Ah, păi hai, dar să le... Oh, fița rușa să fie, dar să le... Bă, da, ok, o să-ți dau indicii într-un... De fapt, nu-ți dau acum, te las prima oară. Îmi zici când ai intrat, dar să le... O să-ți dau peste, nu știu, un minut, două minute. Vedem că, cum să mai ținem, zici și tu, dacă vrei un indiciu la un moment dat, o să zic, dar să le... Numai că e casa super, super mare. Nu știu, dar... Da, dar să le bă, deci este foarte groaznic aici, dacă mă întrebați pe mine. Este foarte mare platforma asta, harta, toată harta. Și foarte, foarte, poate, deci mie mi se pare absolut ireal. Uitați-vă, bă, da, mamă, cât de tare e, păi e super tare, păi e super tare, nu-mi vine să cred. Dar de ce văd eu, mi se pare ciudat că e super, super lumină. Dar de ce e super lumină, dar să nu știu. Că par, bă. Ce s-a întâmplat? Darcel! Bă, ce? Am înțeles, Darcel! Bă, ce se întâmplă? Fraților, bă, eu vreau doar să mă joc față... Ok, nu cred... Nu... Ok, gata, ce a revenit? Bă, Darcel, nu e bine să ne jucăm față ascunsele aici, deci, Doamne, iartă-mă, am venit cu ideea asta să ne jucăm față ascunsele aici, mi se pare incredibil, Darcel. Dar tu unde ești, Darcel? Pe o cauză... Doamne, mi-e frică rău de... Bă, ia e hunt! Bă, iar vine fantoma, mi se pare absolut ireal, dar să unde ești? Vrei indiciu? Bă, eu vreau să plec mai repede de aici, dar să nu știu, dai indiciu? Dar fii atent, în același timp, în timp ce facem noi asta, trebuie să ne dăm seama, practic, de fantomă, dar să le trebuie să ne dăm seama de ce fantomă este, pentru că, bă, până la urmă trebuie să găsim fantoma, că de asta suntem aici, în mod normal, nu? Da! Păi, da, dar să le nu... Ce-i, mă? Easy, bă, deci fii atent, Arsele. În primul rând, ideea asta în felul următor. Aici este gosant în continuu, ceea ce s-ar putea să rezulte o chestie dacă dă gosant așa, dar altceva n-am văzut. Trebuie să citim în cărți despre ce e, pentru că noi nu putem să mergem cu emofuși cu astea. Dacă e freezing, s-ar putea să vedem. O să apară așa pe ecran. Dacă e ghost-uri, faza e că nu putem să folosim camera. Și e cam super, super ciudat pentru noi. E super greu ca să găsim fantoma, dar trebuie să vedem cum facem. Ideea e în felul următor, Arsele. Uite, dacă mă joc eu și mă găsesc, după te joci tu și te găsesc la, în a treia rundă, practic, cum ar veni, o să putem să căutăm fantoma atunci, să căutăm cu obiectele. În rest, nu putem să folosim obiectele, dar să le... Asta e chestia, trebuie să ne găsim, dar trebuie să ne dăm timp. Și așa că am zis că trebuie să ne dăm timp, o să pun eu acum un timer, dar în sele dau drumul la cronometru, o să-l punem undeva la 2, la 3 câte minute? Hai că mai pun niciun timer. Mă ascund și eu, hai repede să nu se închină ușa din atare, să le vine repede, vine repede, vine repede, vine repede. Bă, a, de fapt, da, ascunde-te, ascunde-te tu, mamă, deci m-a găsit, Arsel. Acum e oarecum ai nașpa pentru mine, dacă stai să mă gândesc, o să fiu un super, super hunt. Am zis că acolo eu eram, practic, stăteam lejer, n-aveam niciun stres, pentru că eram în locul meu lângă ușă. Și, practic, fantoma nu cred că era acolo la ușă și era bine unde m-am ascuns, dar uitați-vă că acum e super nașpa și mi se pare că s-au niște surete și, mamă, deci activitatea... Bă, ia portul, uite-mă față! Darcel! E mine! A, deci înseamnă că ție ți-a apărut, dar ce mi-a apărut și mie aici? Pentru că și mie ai! Ok, dar să le fii atent, 5 minute la dispoziție am dat start, dar să le vin după tine, te-ai ascuns? Da! Ok, 5 minute la dispoziție am să te caut, dar să le după astea 5 minute, dacă nu te găsesc, practic, trebuie să te pui în continuare în... Bă, dar să le... Bă, ce? Bă! Ce căută asta aici? Darcel, e un demon aici. Bă, nu mai intru. Darcel, bă, dar pierd timpul. No, fuck, Doamne, mai am 4 minute. Trebuie să-l caut, Darcel. Mă și nec. Bă, că mor, o cădea pe lângă. Mă și nec, bă, bă, ce acolo? Bă, Darcel, bă, de ce e așa înfricoșător? De ce e acum așa de înfricoșător când mă pun eu? Bă, uitați-vă cât a holul. Bă, fraților,
Bă! Nu, 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 mi-e frică. Darcel, 4 minute mai sunt. Poți să dai un indiciu, Darcel, un indiciu. Indiciu, Darcel. Nu, la 2 minute, că termin dat. La 2 minute? Da, sunt 2 minute, Darcel. Dă-mi indiciu. Dă-mi indiciu. A, bine, văd roșu. Vezi roșu să-l pupi în ăla, pe moșu, în fine. Da, hai, lasă-mă. Că roșu e peste tot, dar, bă, da, roșu e peste tot, Darcel. M-am uitat să cum e aici. De salta, bine că am lanterna. Sunt înconjurate, roșu. Asta văd din roșu, roșu, roșu. Ok. E roșu, roșu, roșu înseamnă că îl pupi în funduleț pe moșu, nu? Nu, tu! Bă! Bă, sper... Mi s-a părut că am... Nu, ok, și dacă ești înconjurat în roșu, s-ar putea chiar să-l pupi în cur pe moșu, dar să le da... Unde ești, mă? Bă, da, taci, bă, din gură, urâtule! Bă, 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 fiți atenți că aici... Mamă, bă, ce... Bă, nu, bă! Mamă, ce m-am speriat, m-a tras așa într-o parte, nu știu. Și aici, nu, aici, nu cred că are treabă locația asta, nu? Dar să le mai dă un indiciu, că mai sunt 3 minute la dispoziție, dar să le mai dă un indiciu, am nevoie de încă un indiciu. Dișentele, bă, Rafaeli, văd o scară. O scară? Mamă. Da! Mamă, nu știu, parcă mă ia așa și cu fric, dar să le... Nu știu, parcă mă ia și rățional, adică nu înțeleg. A, vezi o scară, bine, Darcel, vezi o scară. A, ok, 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 bun, deci ne simt pe aici. Unde e, mă, fraierul ăsta? Darcel, sunt după tine. Ok, deci cred că te-ai urcat pe undeva pe aici, pe sus, Darcel. Dar trebuie să fiu foarte, foarte atent. Mamă, și pe... S-a urcat sus? Nu, nu s-a urcat sus, fiți atenți. Uitați, bă, bă, what? Mamă, ce cum e? Mamă, deci chiar sunt locuri aici, astea ascunzi, dacă stai să te gândești bine. Mamă, deci s-ar putea să mă facă Darcel aici. Bă! Ce? Tu ai făcut așa? Nu, prostule, nu, eu așa fac. Bă, tu ai făcut așa? Nu! Bă, plângea un copil, Darcel. Nu, i-am plecat acolo, deci nu ești acolo. Bă, era o scară și nu ești acolo, stai puțin că mi-e frică. Cum adică nu ești acolo și era o scară? Darcel, unde ești? Bă, e ușa deschisă aici. Bă, bă, nu mai ajung acolo. Deci ușa deschisă aici. Darcel, mai dă-mi un indiciu. Mai dă-mi, te rog, un indiciu. Mai dă-mi un indiciu, Darcel. Nu știu. Și o mașină, ce, doamne iartă-mă, să aude. Darcel, hai cu încă un indiciu, că mai e 1:50, Darcel. Păi nu știu. Ce-ai făcut? Face hand! Vine fan... Unde-o scumbracă e? Ba da, dar am crezut că te-a luat pe tine. A, vezi, nu, o scară, ești la încep... Ești pe aici, pe undeva. Mamă, deci 1:38 las. Mai e 1:38. Ok, prostul e aici, 100%. 100% e aici, undeva aici trebuie să fie. Darcel, unde ești, mă? Bă, unde ești, mă? Ai trecut pe lângă mine. Când? Acum. Acum am trecut pe lângă tine? Da. Ok, sau niște mașini. Ceea ce e super nașpa, Darcel. Bă, de ce s-a dat din partea aia acum? N-am trecut, mă, pe lângă tine. Nu, de ce am trecut? Bă, ești urcat. E sus sau e jos? Mai eu un minut. Sunt jos. Eu sunt tot jos în iad. Bă, zi pe bune că mai sunt 57 secunde. Unde e? Jos sau sus? Da, sunt lângă bucătărie. Nu, nu, fraților. Știți care este faza? Eu în momentul lângă bucătărie. Ești în partea asta. Nu, bă, unde ești? Nu, nu știu unde ești. Doamne, nu știu unde... Bă, Darcel, niște explicații, te rog, ceva? Îmi spui și mie, te rog, ceva? Te rog? Văd magma cube. Magma cube, ok, bă, nu știu unde vezi tu magma cube, dar mai sunt 30 de secunde și eu, dacă nu te găsesc în astea 30 de secunde, înseamnă că eu trebuie să cad... Ce? Mi-a părut fantoma în față. Dar se... Nu, mai am 19 secunde, fuck! Nu, nu te mai găsesc! Nu, nu! Deci înseamnă că... Deci 10 secunde! Nu, nu-l mai găsesc, nu știu unde se ascunde prostul ăsta! Dar se... Ai câștigat, bravo, fie! Nu, bine, gata! Nu, Darcel, cum adică te pe? Ce înseamnă te pe, Darcel? Bine, ce vorbești, mă, Darcel? Te crezi pe jocuri aici? Doamne! Oh, ok! Unde ești? Gata, eu mă duc acasă. Nu, nu știu unde ești tu, Darcel, fii atent, în momentul de fapt. Bă, Darcel, tu ce nu... Ce asta, bă, Rafael, te-ai pus-o? Nu, n-am pus-o, eu ți-am zis că așa-am găsit acolo. Darcel, știi ce trebuie să fac în momentul de față? Trebuie să caut singur fantoma, omule. Eu trebuie să caut fantoma singur. De ce chiar trebuie să... Păi pentru că... A, vrei să mă ajuți pe mine să cauți fantoma cu mine? Ia vino! Ce vrei, mă, omule? N-ai luat ăla să vezi câte grade sunt? Că nu-i apare aici, eu nu-l văd. Uite la aici! A, păi luase-mă, până ți-am zis că n-ai voie să iei, de ce trișezi? Nu,
ok, nu, stop, dar să-l vii cu mine, căutăm fantoma, fii atent, eu nu te-am găsit, dar tu ai trișat, ai folosit ăsta, tu n-aveai voie să folosești deloc. Nu, ok. Nu, zi de ce ai nevoie, nu, dar să le te ascunzi, dar ai folosit ăla, n-ai nevoie, așa că folosești spirit box-ul să vorbești cu el, MFU, și mai folosești... Gata, dar să zici mai folosești lampa de UV să vezi dacă sunt... Camera! Nu, camera o țin eu, dar să le, n-ai tu nevoie de cameră. Am lanternă, uite, la lanternă mă fă și spirit buci. Hai, păi, bă, omule, mă, poți să scoți alea din inventar de deasupra? Hai, vreau să rog eu unde m-am ascuns. Bine, dar să le, în timp ce mi-arăți unde te-ai ascuns, trebuie să căutăm și fantoma, așa că stai cu MFU-ul ăla deschis, dar să le, că trebuie să găsim și fantoma asta, că altfel nu avem cum să scăpăm de aici. Păi, nu înțeleg ce cu ăsta aici. Tu l-ai pus, mă? Nu, Rafa, vino. Hai, fii atent, că sunt 15 grade. Uite, aici, frumos, grațios și lumoșu, curăuia, am pupat. Ce, mă? Ia stai, cum era? Să deschid asta, era cumva... Aici era ei? Da! Doamne, e fix în ăsta, în fine, hai să căutăm, dar înseamnă că trebuie să căutăm fantoma, nu știu unde se află, dar ce știu eu, dar... Da, vine după noi, dar răsele, bă, vină, hai să căutăm o fantomă. Bă, fii atent, eu zic 100% că e aici la jumătate, că nu știu, că pe aici parcă eram sunete suspecte, dar răsele, aici la jumătate, eu zic că fix aici ar trebui să fie, vină după mine, că altfel... Sau... Nu e aici, mă, frate, nu înțeleg unde, deci are 17 grade, mă, eu nu înțeleg unde se află fantoma asta, dar e super stresantă fantoma asta, chiar nu suport. Dar răsele? Ce? Păi vorbește, omule, cu mine, ce? Păi da, vină-mă odată după mine, ce mă lași pe mine singur? Ok, dacă nu trișai tu, eram doar eu singur și tu stăteai bine, mersi la autobuzul ăla al nostru. Dar așa că ai trișat, dar o să le vină după mine, unde e? Păi da, fii atent, că am găsit locul ăla, nu vreau minte cum să-l deschid, unde ești? Păi lasă-mă! Vino! Ce să-mi deschizi, mă, omule, lasă-le, o tată, mă! Ce mă șochez? Uite, unde sunt? Stai aici! Da, și pui tu ăla repe, hai că nu mai... Uite, Rafa! Ce? What? Ce? Intră! Păi ce-ai făcut? Păi acolo este un tunel secret! Ce-ai făcut, mă, pe ce ai apăsat? De acolo! Ce mai apăsat-o? Apasă! Pă! Ce-i asta? What? Cum ai descoperit locul ăsta? Și aici erai tu? Cum ai descoperit locul ăsta? Bă, Rafale, dar nu știu. Ce, doamne, iartă-mă, este cu locul acesta? Cum, doamne, iartă-mă, a descoperit Arsele în primul rând, mă, dar Arsele, ai ceva să-mi spui? Eu, fii antenă, pe mine mă cheamă, dar sunt 2010. Bă, mi-e frică. Bă, dar Arsele? Da, bă, fraților. Bă, ce sunt? Bă, de ce am acceptat așa ceva să vin aici, la față scunsele, pe așa ceva, mă, frate? Mă, și cum ai ieșit aici? Bă, m-am blocat. Darsel! Ajută-mă! Acum ați dat drumul, hai! Ajută-mă, te rog, ajută-mă, doamne ferește, ce-am putut să... Bă, ce... Hai, gata, doamne, ce-am putut să... Doamne, ce există acolo, mie nu-mi vine să cred așa ceva, Darsel, hai să căutăm fantoma asta. Hai, casa mea, bă, cum adică? Bă, cum... Mă, tu ai făcut aia acum, tu, special? Nu! Păi și atunci, hai să căutăm fantoma, dar să le vină. Bă, știi ceva? Nu mai căutăm nicio fantomă, eu zic să mergem direct acasă. De ce? Să fie sănătoși ăștia cu fantoma lor, că nu se mai poate. Deja stăm toți jumătate de an, dar să le aici stăm. Hai, poți să căutăm fantoma, hai! Gușterii! Hai, că nici nu știi să mai vorbești. Du-te și caută fantoma. Ei bine, bă, fraților, dacă mai veți pusă de genul în care merge la fasmofobia și nu mai trage dar să-l așa de timp, să facem așa o rundă cu o rundă și vedem dacă practic cine o să câștige pe cel care o să fie pierzător. Adică pierzătorul practic o să trebuiască să caute de unul singur fantoma. Ei bine, eu astăzi am fost cam pierzător și m-am dus oricum să caut cam de unul singur fantoma, că prostul ăsta azi nu venea după mine, dar fața e că el trișase, că avea alea în inventar și eu am zis doar lanterna. În fine, dacă mai vreți pisare de genul să mai facem, pentru că a fost super, bă, a fost scary, super, a fost chiar scary, mai ales cu... Ce a fost bomba clatima! Da, nu mai zic nimic, în fine, dacă mai vreți scrieți acolo în comentarii, papa. Darsel? Cum îi spionez și voi testa nervii lui Darsel 2012? După cum puteți vedea, sunt la Darsel acasă, practic la mama lui acasă și astăzi cu aceste chestii mirobolante pe care le-am mai folosit și la Hide and Seek și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, o să-l trollăm pe Darsel. După cum puteți vedea, dacă ne punem în ăsta, putem să ne facem ca o pisică sau putem să ne facem ca orice alt animal. Uitați-vă și ca această pisică, bine, de fapt asta nu e pisică, dar în fine, nu mai știu acum cum să mai ziceți, scrieți acolo în comentarii. Pot să mă fac și papagal și cât mai multe animale de genul, dar în afară de astea pot să mă fac și un
flowerpot, pot să mă fac și un ăsta, un clopot și un tort pe care drăselul s-ar putea să-l mănânce. Și vedem că vine papagalul la bă, ce vrea, mă? Bă, stați puțin că dau cake-ul ăsta la o parte, cred că vrea papagalul să mănânce cake-ul. În fine, asta o să facem astăzi. O să-l trolez eu pe drăsel foarte frumos cu astea și cu spionatul acestea, cum îi fac eu trollul ăsta. O să vreau să văd ce mai face drăsel și să vedem dacă mai vorbește cu cineva sau la care secrete față de mine, chestii de genul. Și vă întrebați oare cum îi voi testa nervii pe ei? Bine, o să-i fac niște farse ca și cum, nu știu, să zicem, își pierde niște obiecte sau să mută niște obiecte, să spar niște lucruri, ce o să se sperie și toate chestiile astea de genul. O să fie mai multe chestii, dar înainte de toate, eu vreau să mergem aici să vedem ce mai face Alonelu și prima oară eu zic să mergem la Darusel în casă. De fapt, cred că mă ascund, mă, nu mai merg cum am făcut data trecută. Știți că l-am mai spionat pe Darusel, am mers prima oară la el, nu o să merg direct la el. Hai să vorbim cu Alonelu. Bă, ce faci, Alonelu? Bă, de mult nu te-am mai văzut, bă, dar și când te vedeam, același lucru mi l-ai spus. Toată vara îmi spuneai că Alonelu vara a sosit cu mult foc. Mai altceva? Alonelu, hai la joc. De fapt, veseria se termină. Școala. Doamne, Alonelu, nici nu voiam să aud asta. Voi aștepta școala, scrieți acolo în comentarii că eu nu aștept. Și acum, înainte toate, trebuie să mă costumez. Hai să mă fac prima oară ca un animal. Și ca ce animal să mă fac? Hai să mă fac ca un câine. Să fie totuși că câinele de fiecare dată. Că aici, dacă stau în casă ca animal, trebuie să fiu ca un câine. Și știți că data trecută, dar însel practic este foarte bine că nu mă aude. Practic, el aude câinele când mai latră din când în când și așa. Și pe mine nu mă aude, ceea ce este foarte bine că putem să vorbim în timp ce el face problemele astea. Ok, să sperăm că nu are chestiile astea pe aici din nou. Hai să vedem, intrăm aici în cameră. Uitați-l pe ăsta, e fix aici. Ce-mi place, ia să iasă ușor. N-am nesă și chipsuri și antenea. Uite, fata asta ce-mi place, băi, foarte frumoasă fata asta. Hello, Lady, ce faci? Eu te iubesc. Mă, ce vorbești ăsta, mă? Stai să mă dau mai aproape. What? Ce, doamne, iartă-mă, iar vorbește cu fete? Bă, ce facem ăsta? Bă, ce facem? Eu te plac pe tine, iubițelul meu. Bă, mă place, îți frești o fată. Yay! Sunt așa de fericit. Ia să mai mai și chipsuri. Nam. What? Mamă, eu... Îmi plac chipsurile, mamă, și antena. Acum eu să-i spun, hei, și mie îmi place de tine, ești foarte frumoasă. Arată-mi o poză cu tine. Mă, ce vorbește, mă, ăsta, bă, copilul ăsta, bă, să te dezvolte, te crește mare, dar să stai puțin, mă, tare, să-l... Ce mă ăsta? Doamne, iartă-mă, what the fuck? Mamă, ce frumoasă e fata asta, oare ce poză să-i trim cu ea, Cum adică ce poză să-i trim cu ea? Bă, stai, prost să nu știi să vorbească, cum adică ce poză să-i trim cu ea? A, dar n-a băgat să-i... Să-mi iau haine de polițist ca să ia, crede că eu sunt polițist! Că mamă, dar să-i foarte frumos, ești polițai, nu? Mă, doamne, dar cât de prost e copilul ăsta, mă, ce facem ăsta să facă polițist, doamne, iată, nu știe să vorbească, ăsta să face polițist și nu știe să vorbească, mă, frate, să crede polițist, mamă, deci dacă îl prinde poliția pe Darusel, mă, ar fi o idee să mă transform în polițist, dar unde că nu sunt ce stă la întâlnire, mă, hai bă, mă, fata aia face mișto de... Face mișto, vat. Bă, dar nu știe să vorbească deloc ăsta, bă, e prost rotul ăsta, crede să mai crede și polițist. Ce să crede polițist ăsta, nu știe să vorbească, nu știe cât face 2 plus 2 și el să crede polițist și să bagă el în seama cu fete, mă, să fim serioși. Mamă, mă, mă, ce polițistul meu favorit, vreau să te pup, Dulce, te iubesc, salvează-mă. Bine, bă, frate, am făcut o fată și am fraierit-o că nu-s copil. Asta mă, că am chipsuri, acum să punem ăstea înapoi că... Nu mai avem nevoie de ele. Bă, în fine, hai că plec de la prostul ăsta din camera acum, pentru că vreau să vă spun ceva. Bă, mie mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta, zice că a păcălit o fată ca să creadă că e polițist și că e om matur. Dar el dacă se întâlnește cu... Adică n-are cum să se întâlnească cu fata asta. Asta e chestia, că dacă se întâlnește cu ea, ea nici măcar nu-l bagă în seamă, nici nu-l cunoaște, nu se întâmplă absolut nimic. Nu o să recunoască nimic. Poate și să o să aibă în viața lui, mă, prietene. Mă, da, bă, dar chiar voi credeți că o să aibă doar să-l prieten în viața lui fără el, pentru că adevărat, ce? Mi se pare absolut absurd. Ei bine, bă, m-am făcut eu ca animal, ca câine, ca un cățeluș, dar acum eu zic să mă duc. Unde să mă duc, mă, frate? A, m-aș duce la... Să mă duc, unde să mă duc, mă, să mă duc... Bă, mi se pare că vine, cred că vine aici la bucătărie. Mai facem un tort, mai facem un tort să creadă că mănâncă tortul. M-am stat puțin că trebuie să iau repede tortul. Bun, ia să devizați, gata, m-am făcut tort și mă pun aici pe masă. Dar întreba, trebuie să-l chem pe ăsta, bă, dar... Sau vine, bă, a venit aici? Bă, what? A venit. Uite, tort, mă, bă! Bă, dar cine a făcut pe tort? Bă, ce... What? Ce face, mă, prostul ăsta? Cred că a făcut mama mea tort, mami! Unde ești, mami, a făcut tort, mami! Hai, fiți atenți că acum mă mut, o să-l pun fix aici pe... A fost tortul că s-a mișcat! S-a mișcat tortul, nu! S-a mișcat tortul, nu! Trebuie să-l mănânc! Bă, dar de ce nu poți să-l mui? Bă, what the heck? Bă, nu, pleca ta, numai! Bă, tortul se poți să numai, bă! Mami, ce-ai făcut, mă, cu tortul ăsta? L-ai băgat în mașina de spălat? Oameni, cât de frumos e copilul ăsta, fiți atenți, hai că acum trebuie să mă transform înapoi, îmi dau tortul ăsta jos și hai să mă transform, fiți atenți, hai că mă transform ca un papagal, să zică, bă, cum ce căută papagalul ăsta în casă, pe aici o să mă duc acum la el să vedem ce face, unde s-o fi dus. Părușca, unde ești, părușca?
Părușca, unde ești? Hai, cuciu, părușca! Ăsta își caută câinele, mi se pare absolut incredibil așa, mă, dar mă, că mă enervează și stați înțeleg că mă pun aici sus. Pun aici sus, ia părușca! Să vede asta papagalul? Nu-l vede, nu-l vede, să-l țipă mă ducă spatele lui. Bă, dar de ce nu vede papagalul? Păi e prost ăsta, hai mă, că fluierat papagalul și-l aude papagalul, mi se pare incredibil. Părușca, unde ești? Părușca! Ia, 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 bă, Doamne, ăsta vorbește cu papagalul în limbi ăsta, crede, bă, bă, nu, 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 că, mamă, de, își dă-mi seama că sunt eu dacă mă omoară, nu, 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 fii stați în strâns. Nu, nu, coace, mă, ia, bine, 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 mă, nu, 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 nu cred, nu cred. Bă, s-a deschis ușile, bă! Bă, what the fuck, bă! Ia-i și afară, hai! Hai! Bă, dar intru toamă, lă, bă, ce mă enervează, dă iar pus, fiți atenți că acum intru, mă dă prin partea aia, prin față, și să văd ce face ăsta. Fiți atenți că era intrarea asta, aici pot să-mi spăla el pe la calculator, ia să vedem, intrăm, 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 hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Părușca, unde ești? Părușca, ești aici? Părușca! Mă pun direct la calculator ăsta. Fantome, de ce se joacă? What? Bă, cine se joacă acolo? Bă, nu mai, bă, bă, ce acolo, bă? S-a spărea și prostul ăsta. E sigur că asta, bă, ce asta, bă, e greș, bă, nu mai, nu mai, nu mai, bă, ce capte aici, bă, ia pleacă. L-a văzut, l-a văzut, l-a văzut, nu, nu, what? What? Bă, ce se aude? What the fuck? Bă, ce se aude, bă, bă, ce se aude, bă, bă, ia-ți fac asta, bă. Bă, ce doamne, iertă-l să aude? Băi, fraților, după cum se poate observa, acum m-am făcut un shulker și vreau să-l pun undeva, dar să-l este la bucătărie, vreau să intru, dar uitați, eu trebuie doar să sar, că altfel nu pot să intru în casă, este un shulker de ăsta, mamă, și cum intru, mamă, stați puțin, că e cam greu să intru pe aici cu shulkerul, ok, are și, bă, încă mai are, bă, ăștia de la Paște, oameni, iartă-mă, ok, deci trebuie să văd unde e ăla, să nu mă vadă, în primul rând, trebuie să ajung să mă pun ca shulker aici. Hai, că am Sharker! Asta-mi deschid! De ce nu merge, bă? E de asta care atacă! Nu, 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 nu! E de asta care atacă! Bă, bă, bă! Bă, uși! Bro, what? Se mișcă? Bă! Dar eu știam că nu se mișcă! Ia pleacă! Ia uși! Uite că nu te miști! Hai! Teleportează-te de aici! Hai, uși, uși! Băi, fraților, nu știu ce se întâmplă cu ăsta, dar deja a început să mă enerveze. Eu zic acum să încep să mă duc eu, să văd ce face dar ăsta așa, să vorbesc eu cu el în mod normal, frumos toate chestiile astea, că deja mă enervează, nu știu, mi se pare foarte plictisit băiatul ăsta, cred că, adică, cred că l-a, bă, dar chiar cred că l-a fi refuzat fata aia, cred că și-a dat seama că e băiat, că mi se pare că vorbește așa de în ce în ce mai ciudat, acum am să intru aici în casă. Bine, mă, încolo, normal, bă, așa te vreau, mă, ia, mă, la mine, ia, mă, bine, mă, ia, mă, te iubesc. Ceau, 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 bă, alo. Ce faci? Ești mai afară să vorbești ca lumea cu mine, omule, să ne înțelegem. Ce, doamne, iar, okay, cum vorbești pe acolo, pe ce faci, mă, Darusele? Alo, bă, ce unde? Bă, ce te faci, mă, așa, Darusele? Și ce ai acolo de mă aud la tine, mă, ți-ai pus iar telefonul ăla? Ce, doamne, iar, mă, se întâmplă? Nu știu, bă, afară, dar hai, hai să ne jucăm. Ce să ne jucăm, Darusele? Bă, Darusele, nu știu, bă, dar mi se pare, nu știu, fii atent, nu știu când mai e, dar, de fapt, Darusele, începe școala. Asta vreau să zic, chiar începe școala. Nu vreau, pa! Păi da, dar să liniște, nu știu ce să mai fac, mă, frate. Mai sunt câteva zile, mă, și începe școala. Nici nu mai știu ce zi e ea, sincer, că când practic ești în timpul vacanței, deci uiți complet de ce zi e și practic e mai frumos așa, adică de când să fii cu stres cu școala cu asta, dar să nu știu ce. Bă, vorbesc cu tine, tu nu te duci. Doamne, cât de impulsiv pot să fiu, omule, deja mă enervez, mă, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, am o propunere pentru tine, Darusele. Să încingem și noi atmosfera mai așa, că văd că ești și tu plictisit și eu sunt plictisit, adică suntem supărați, așa, adică, dar tu de ce ești supărat, măi, sunt supărat cu școala, tu de ce ești supărat, că pare așa supărat, Darusele, necăjit, așa, necăjit. Frate, că am băgat vreo 5 înghețate și am răgușit. A, mă, ești 5 înghețate, că s-o termină fără și tu ziceai să mănânc înghețate, că n-am mâncat până acum de cine ai mâncat înghețată, dar să te-ai apucat în ultimele zile să mănânci o coarsă de înghețate și tu să răgușești, nu? Doamne, da! Doamne, cât de prost ești, dar înseamnă, nici nu-mi vine absolut să cred chestia asta. Băi, eu zic să încingem puțin atmosfera, să ne ieșcăm de avați ascunsele pe aici prin casă. Ce părere ai, dar să le, eu zic că ar fi o idee chiar bună. Și prin casă, dar și prin curte. Sau, hai prin curte, okay, prin curte? Vrei prin curte sau prin casă? Eu zic prin curte. Vrei? Prin casă!
Băi, vorbește, doamne, vorbește, mă, omule, ce prinsele, mă, omule, nu ești când prinsele, față ascunsele, alo. Tu ascunzi. Doamne, cât de prost pot să fii, dar o să le deci deja mă enervez. Am zis și noi că începem să facem o chestie. Și doamne, iartă-mă, stai aici după florile astea, mă, dar să le... Te bagi în cuptor, ce fac? Bă, ce, doamne, cât de prost. Bă, dar să le ai, mă, să încingem și în atmosfera, să fie totul minunat, dar să le chiar așa vrei. De ce vrei să fii depresiv, mă, când începe școala? Ok, dar... Privește partea bună, dar să încă mai ai câteva zile de vacanță, omule. Stai liniștit, că oricum tu nu te duci la școală, dar să le, adică nu ți de ce ești tu supărat, că abia te duci la 2-3 ori pe an. Ei, lasă supărat, palefiante, nu vrei să te ascunzi. Vreau să mă ascund, dar să le, dar vezi că... Ok, eu mă ascund, hai numără, fraiere. Păi, dar mi-ai zis dacă vreau să mă ascund, eu mă ascund. Ei, nu-mi pas supărat, palefiante, dar tu mereu te ascunzi, acum e rândul meu. Ascultă-mă, unde mă ascult? Ia, vine puțin aici, vine puțin la... Ok, deci mi se pare absolut incredibil. Prostul, ok, fiți atenți. Ce nu știe? Prostul e că eu o să-l găsesc capsul. Dar însel, ha, mă, vin odată să ne... Ok, eu l-aștept aici, bă, frate, mă pun aici, liniștit, pe șezlong, bă, mi se pare absolut ireal că începe școala, dar... Ah, fiți atenți cum vreau să-l trulez, bă... Mă, ce faci, mă, acolo sus, dar însel? Dar... Gata, nu mai fine, sunt dar să-l neșcăm sau nu neșcăm, hai odată, piatră face copie. Hai, rapele, eu mă ascund, bine, no. Hai. Farfecă, hârtie, stai, cum era, piatră, farfecă, hârtie. Și ce-ai dat? Păi ce-ai dat? Tu ce-ai dat? Păi tot ce-ai dat? Tu primul. Păi, da, am întâi dată, hai, 3, 2, farfecă, piatră. Bă, nu, bă, eu am zis primul ștari sunt ultima, așa că minți, așa că nu pasai că mă ascund. Bă, nu mă interesează, eu mă ascund, dacă nu, păi eu ziceam să-ți dau niște bănuți, dar în serie, să, poate, de fapt, hai că-ți mănânc burgerii, dacă mă tot înnevez așa. Nu, dă-mi burgerii, nu! Băi, dar să le fii atent, te pui aici, aici, te pui fix aici, dar să le... Hai, pleacă! Da, mă, vorbește-mă ca lumea, omule, dar să-l de ce pot, dar de ce te superi așa, mă, omule, nu pot să, bă, omule, hai să facem și noi ceva interesant, că dacă să termină, vrei să trăim cu regret, că să termină vacanța, omule, vrei să trăim cu regret? Ok, ascunde-te în 7! Da, hai că mă sunt gata, hai, nu mă la tine în gând, gata, nu mă hai, mă, că nu, hai, mă, dar să ok, ne simți tu, omule, după, da, ascunde-te! Mă, vrei să plec acasă? Ok, hai, da, bine, gata, nu, vorbește la tine în gând, ți-am zis, că zic eu când, doamne, deja mă enervează rău de tot copilul ăsta, nu mai suport absolut deloc, deci fiți atenți. Acum, practic, eu să mă transform în câinele lui și, cum ar fi, da, nu o să-și dea seama, el, adică, nu o să o azi prea mult, eu o să vedem ce să facă, dar să cred că v-ați dat și voi seama dacă o să fiu ascuns ca câinele lui, practic, da, nu mai știu nimic, hai, fiți atenți, hai că deschid ușa, de fapt, l-aștept aici, să-și aștepte câinele să pună fix la ușa, să vedem ce e aici. La 10 l-am luat în 3 minute, profesor. Păpărușca, ce faci, păpărușca? Te-am curtat toată casa, păpărușca. Era aici la ușă, tabăr. Ia-ți-mi cu aceea, ți-mi cu aceea. Doamne, stă de-n câine, iar nici măcar nici nu l-am. Bă, nu știu ce face, mă, stai, mă, cât de prost. Nu mai suport absolut deloc pe copilul ăsta, mă, frate. Bă, dar e prost rând, mă. Hai, mă, bă, da, hai, fiți atent. Bă, doamne, fiți atent, fiți atent, fiți atent. Da, că e prost, a plecat, doamne, ce facem? Rafaele, unde e? Rafaele? Mă caută prostul, dar mi se pare, nu știu, mă, e plictisit rău de tău, mă, prost. E de plictisit, cred că nu mai vorbește, mă, cu fata. Ia, unde ești? Doamne, cât mă enervează prostul ăsta, nici nu știe să vorbească, mă, frate, mi se pare absolut incredibil. Deci stai că trebuie să mă duc după el, așa, ok? Și pe lângă treburile astea, că mă duc eu pe lângă... Rafaele, unde ești? Bă, unde ești? Ești aici? Bă, dar spuneți-mi și mie, vă rog, în comentarii despre Darusel, dacă credeți că l-a refuzat fata aceea, că și-a dat seama, practic, de Darusel, cât că el un copil, de fapt. Pentru că mi se pare foarte supărat, așa, că când începe școala, oricum pe el nu-l interesează, așa. Cred că prostul ăsta se ascunde aici, bă, hehehe, eu nu caut aici. Hai, că e prostul ăsta, dar în primul rând, de fapt, noi parcă vorbim să ne jucăm afară, dar, în fine, văd că ne jucăm peste tot, nu mai contează asta. Ok, deci avem... Fraților, știți ce zi este astăzi? Eu sunt foarte fericit, deci în sfârșit a venit ziua aceasta. De cât timp o așteptam și nu vine să cred cum a trecut un an fix de la ziua aceasta. Dar astăzi, 9 septembrie, este ziua mea. La mulți ani, scrieți-mi acolo în comentarii. Și da, faza este că nu mi-a zis nimeni la mulți ani astăzi. M-aș bucura foarte, foarte mult pentru că, din păcate, dar să nu mi-a dat absolut niciun mesaj, nu mi-a spus nimic. Acum o să merg peste el în casă să văd ce face. Da, ce să mai zic, este ziua mea, totuși. Eu zic că o să fie o zi super, super tare. Probabil doarme, dar în serie și de-aia nu mi-a zis. Alunelule, ce faci, mă, alunelule, mă? Alunelule, hai la joc, Rafael, stai așa. Ce? Asta este ziua ta? La mulți ani, poate îți voi pregăti o surpriză mai târziu.
Alunelu, mă, îți mulțumesc, chiar îți mulțumesc. Deci, Alunelu, ești prima persoană de astăzi care mi-a spus la mulți ani. Îți mulțumesc foarte mult, Alunelule, chiar îți mulțumesc. Și stai puțin așa, deci acum să mă duc la Tarusel. Chiar sunt curios, l-ai văzut pe Tarusel? Nu cred că l-ai văzut, hai că mă duc acum. Bă, fraților, în sfârșit, deci mi-a zis cineva la mulți ani. Ei bine, cred că mi-a spus și voi acolo în comentarii, ceea ce vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult. Pentru că anul trecut eram tot așa, am făcut o zi specială la casa mea frumos, unde eram eu cu Tarusel, la casa noastră aia veche. Și acum, bine, aia practic tot e casa mea, dar Tarusel nu știe că el practic știe ca și cum că eu nu locuiesc acolo, dar știți că eu am petrecut timpul mai mult pe aici, pe la Tarusel, dar el nu știe. În fine, hai să mergem acum să vedem ce facem ăsta. Tarusel! Alo, Tarusel! Trezirea, trezirea, Tarusel! Nu e aici, ok, bun, hai să mergem sus la el în cameră, pă, deci este ziua mea și chiar vreau să fac multe chestii astăzi, chiar am așa poftă, chiar este o zi specială, sincer, fraților, și nu știu, treaba este că începe și școala și e nașpa, dar măcar astăzi să-mi petrec eu ziua frumos și ce facem ăsta? Tarusel! Bă, Tarusel? Tarusel? Bă, ce faci? Bă, a dormit, mă! Bă, ce faci? Paci? Toamne, stai, deci da, chiar doarme prost. A dormit la calculator, o să a stat toată noaptea, cred că la calculator și a dormit. Tarusel, alo, prostule, alo, Tarusel! Bă, Rafale, mă, bă, bă, ce vrei, bă, Rafale, lasă-mă, nu te-am uite că mi-e somn aici! Mamă, ce faci, mă, dorm, dar să chiar așa, dorm la calculator, omule. Stai, Tarusel, ce faci, mă? Mă uit la tine, ai, mă, ești de simță chiar așa, Tarusel, nimic nu-mi spui și mie? Nu, du-te, mă, nici oricine, lasă-mă-n pace! Alo, Tarusel, vorbești, mă, și cu mine, mă, ce faci, mă, ce faci? Ce vrei? Ce faci, ce vei de gând să faci astăzi tu? Să mănânc burgeri și să... că fie într-o bravă, este un turnament pe Fortnite! A, tu te duci să te juri la turne pe Fortnite în ziua aceasta specială, nu? Da, da, mă, 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 uite, e zi specială că-i turnament pe Fortnite, e zi specială că e turnament pe Fortnite, ok. Bă, ce mă, să nu știi că e ziua mea, bă, a uitat prost, oameni. Bă, și eu nu am, bă, ce nu, bă, dar eu n-am uitat că ziua lui e în decembrie, bă, 13 parcă sau 14, nu mai știu, bine, înseamnă că am uitat și eu, dar tot știu ceva de genul. Tarusel, ce faci? Ce? Ce? A, tort! Tort? Tarusel? Mulțumesc, mulțumesc! Nu ai tort, bă, mă, fiantele, mama mea mi-a făcut mie tort, că mi-a făcut tort și mănânc acum, ți-a făcut mai cât tort și mănânci pe stai și pe și eu. Cum adică ți-a făcut ție tort? De ce ți-a făcut ție tort? Stai, pan, nu cred că ți-a făcut. Păi tu ce cauți în casa mea azi? Păi nu cred că ți-a făcut ție tort, Tarusel. E pentru altcineva, nu era pentru altcineva, ai mâncat tortul. Nu! Doamne, Tarusel, am ok, ești nesimțit și cu tortul ăla de la vei, mă, acum, de unde l-ai mai căpătat? E, pe fie între voi, era cum că vine Halloween-ul. Ce Halloween? Doamne, hai că deja mă enervez, Tarusel, hai, lasă. Tarusel, ce faci, mă, omule? Ai adus statuia asta aici, statuia cum să mai ia? Sigur, m-a schimbit de riz, dar fie antenă. Stai că trebuie să mă închin, amin. O mie ora. Bă, care nu știi să vorbești, bă, nu mai țipa așa ca prostul, că deja mă enervez, Tarusel. Ai, mă, mi-ai pregătit și mie ceva special, Tarusel? De ce? Păi cum adică de ce? Nu, e, nu suntem prieteni și nu e o zi specială? Aia, păi, stai, niște bărgă de pe jos, ia că-s buni. Da, mersi pentru bărgă de pe jos. Hai că deja ești simțit, Tarusel. Mă, ce mă enervează, mă, ăsta, mă, frate, ăsta nu știe, mă, ăsta, mă... De ce s-a uitat, mă, că e ziua mea? Eu nu înțeleg ce să comport așa, mă, frate. Credeam și eu. Măcar mi-a spus Alunelu, mă, și probabil cred că mi-a scris și voi. Vă mulțumesc foarte mult. Dar Tarusel, adică stau cu el în fiecare zi, mă. Ce faci? Tarusel, ce faci, omule? Ce faci aici? Alo, ce te-ai apucat să construiești? Ce doamne, iar tu mă faci? Ce înseamnă asta? Rafale, fie antena! Doamne, cât a... Omule, de ce îți faci joc de mine, Tarusel? Mă, omule, ce... Așa, ce... ce... Da... Pe bune? Tarusel? Ce? Ce? Mi-ai făcut tort? Ce artificii? Rafale, nu, stai, uite, nu, ăsta pentru altă zi. Dar fie între Rafale, artificii. Bă, ce faci, mă, distrugi casa, mă, prostule, ce faci? Mă, dar, mă, a crezut și eu că mi-ai făcut mie o surpriză, mă. Nu, bă, Rafale, du-te, bă, nici atunci și culcă-te, bro. De ce nu faci surpriză ea? Ce-mi vorbești? Bă, ce? Bă, tu știi cum să vorbești, omule, că mă ia capul pe tine, mă. Asta trebuia să fie o zi specială, nu să am nervi, mă. Să fie o zi frumoasă, distractivă. Bă, tu mereu te dimine, eu nu te-am făcut nimic. Prima oară intri în casa mea, fără să dai voie să intri în casa mea, după mă nervezi cu gata specială. Mă, ce vorbești, mă?
Ce vorbești, mă, aici nici măcar nu te aud, omule. Știi să vorbești cum trebuie, omule. Eu nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești. Știi să vorbești odată? Dar cum adică joa ta, bă, Rafale? Adică joa ta, ai câștigat ceva? Ai câștigat la ai câștigat loteria? Ce să câștig loterie, mă? Nici măcar nu știi să vorbești, mă, omule. Cu ce? Okay. Am zis că eu sunt specială, distractivă. Mă, ce... Ce? Mă, să nu știi că e ziua mea, mă, frate, nu știu, parcă îmi vine și așa și să plâng, mă, chiar sunt dezamăgit, mă, frate, ăsta a uitat că e ziua mea, mă, eu n-am uitat că când e ziua lui și el uită că e ziua mea azi, mă, eu nu înțeleg. Cum? Ce dar să ia, cred că știi, ce faci? Ce plâng, bă, Rafale, fii atent, dacă tu dai și eu nu trăiai, iată și mie datoria. Ce datorie, mă? Păi, mă, tu-mi datorești mie 1000 de lei, iată banii aia, hai, coace, că dacă nu te murai, hai, dă banii. Mamă, deci ăsta de ziua mea nu-mi cere bani, mi se pare absolut incredibil așa ceva. Hai, mă, dar hai, se... mă, că te leg de scaun, hai. Ce? Mă, ce limbă vorbești, mă? Hai, te leg de scaun, bă, Rafa, fii atent, tu-mi datorești mie 1000 de lei, dacă nu vii, te leg de scaun, hai. De ce să-ți datorești 1000 de lei? Mulța trăiască, mulța trăiască, la mulți ani. Așa, Doamne. Bă, ce? Mă, ce s-a întâmplat, mă, fraților? Bă, ăsta e de pe altă planetă. Mă, da, Doamne. Lasă că... Mamă, ce magician el. Ha, ha, cel mai bun magician ești, Darusel. Da, hai, hai, dă să te văd, Darusele. Hai să te văd. Aaa, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, au, mulți ani trăiască. Au, 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 au. Bă, mersi, Darusel, dar încânti mie la mulți ani, mă, Darusel, chiar așa? Da, bravo, le fie antenă, vreau zic că la mulți ani. La mulți ani pentru ce... Deci, stai puțin așa. Păi, deci, dar să zici, chiar nu vine să crede, mă, dar să le mulțumesc pentru surpriză. Mamă, e bun tortul, dar să zici, nu mulțumesc. Nu, Rafa, Rafa, fii antenă. Aș fac primul meu an de când am făcut primul meu win și singurul meu win pe Fortnite. Yay! Cum adică ați faci primul an de când ai făcut primul win pe Fortnite? Ce? Ce? Da, și ăla e singurul meu win. Așa că hai să celebrăm. Mulți ani trăiască. Lui Darusel de mântuși pe cap. Făcut primul win pe Fortnite într-un an. Adică tu sărbătorești că ai făcut anul trecut sau cu 2 ani? Care e într-un an? Anul trecut am făcut primul meu win pe Fortnite. Singurul meu win. Adică... Stai puțin că mă duc până la toaletă, stai puțin, stai că mai mănânc din tortul ăsta. Mă, stai puțin. Nu, tortul meu! Bine, bă, stați-mă puțin. Bă, deci, în primul rând, ăsta am crezut că chiar știa de ziua mea. Se pare că a uitat complet. El zice că a făcut acum un an, de când a câștigat primul win pe Fortnite. Și acum un an a fost ziua mea. Adică el dacă a jucat Fortnite acum un an și a făcut primul win, el își amintește și că a fost la ziua mea. Mi se pare absolut incredibil, mă, fraților. Mă, ce? Mă, ce? Mă, mi se pare ciudat. Mă, ce sunt? Sunt trească, dar sunt în deși pe bossul, bacă banii, leunele. Hai, dumla, dumla ta. Hai, dumla, dumla ta. Hai, dumla, dumla ta. Dar să le ceva pe Fortnite. Hai, dumla, dumla ta. Da, deci se pare că prostul chiar încă nu știe, chiar nu știe că e. Darusel, ce faci, omule? Hai că mai mânt, da, mulțumesc pentru un sort, Darusel, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Da, aștept să spui, Darusel, aștept să spui. A, da, chiar mă turneu pe fune, da, bai, mă, aveam nevoie, așteptam un la mulți ani din partea lui și el ce dă turneu pe Fortnite. Nu se poate, mă, da, știi ceva? Bă, cred că mă duc acasă, cred că mă duc la... Bine, Ione, băi, Ione, hai, hai că câștigăm, Daddy, băi, Ione, bă, Daddy, că ajută în puri, bă, nu m-a jucat, mă arunc de pe geam, cu tot cu Fortnite-ul lui, bă, Rafaele! Doamne, cât de amuzant poate să fie copilul ăsta, da, nu, n-am ce să mai zic, mă, fraților, mă duc acasă, știi ceva, ziceam că stau să-mi petrec și o ziua frumos, mă duc acasă, că e și așa acolo la casa mea, n-am mai fost de foarte mult timp dacă stăteam aici cu Darusel, că mă transformam eu, mai că s-a strict, dar nu m-am mai transformat de mult timp și așa, dar în fine, mă duc la casa mea, mă duc acum acolo și să văd ce să fac, frate, că chiar mi-era dor de casa aia, măcar așa, să-mi readuc aminte de ziua mea de anul trecut, mă, fraților, că ziua mea de anul ăsta nu există, după cum puteți vedea, dar se nu a uitat complet în ziua mea. El zice că acum un an a făcut el win pe Fortnite, dar ziua mea, zic, acum un an a fost și a fost la ziua mea. Adică nu știu ce se mai întâmplă, frate. Noi nu știu ce să mai zic, sincer. Hai că mă duc acasă și... Nu, chiar sunt dezamăgit complet. Chiar sunt complet dezamăgit. Casă dulce casă. Mi era dor de casa asta. Și hai să mă duc în spate, să-mi readuc aminte de anul trecut de ziua mea, că dar să-l dacă nu și-a amintit de ziua mea anul acesta, în fine. Mă duc aici anul trecut și... Puci. Arde tare vegetare pe rumenul de la mare! Rafale, ce faci, Rafale? Arde tare vegetare pe rumenul de la mare! Mă, ce faci mai aici? Nu parchirea la tine acasă? Și ce faci aici? E, pe fie întrebă, Rafale, eu m-am teleportat cu puterile și pe cărui dar sunt de mâi 12! Așa, și? De ce faci pe grătare și de ce? Mă, ce cu cheia asta? Și ce cu cadoul ăsta? Ce? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Unu, ochi pe formă, nu gândesc, Rafale! La mulți ani, Rafale, jata, băi! Băi, jata! Nu mă dă, nu mă dă,
dorim, eu să mănânc. Bă, cu artificii, bro. Bă, dăm cu artificii. Bă, 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 rafale, bă, la munceam. Bă, 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 tu chiar că am uitat de ziua ta, bă, frate. Bă, dar să... Dani, nu știi să vorbești, mă, omule. Da, chiar credeam că ai uitat în ziua mea. Că îmi ziceai tu că ai făcut timp pe Fortnite acum un an și aia sărbătoria, mă, frate. Bă, chiar să știi că eram super dezamăgit și am zis să vin aici să-mi readuc aminte măcar de anul trecut cum era, cum stăteam aici. Că da, da, chiar, mă, da, ce era cu cheia asta aici, drăsele? Și mai... A, ia, vino, 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 aici era un cadou, da, vino, vino, vino. Ce cadou? Ce să... Uite, ce? Vezi barca de acolo, o vezi? Da. Acesta este noul tău vehicul, barca aia. Păi și cu cheia ce fac? Vreau baci în barca, hai bă, rafele, că mi-ai spus, uite acolo, ai mașina, o mașină verde frumoasă. Mă, pe bune? Nu, bă, rafele, tu ai o motocicletă. Mă, pe bune? Stai puțin, bă, asta era mașina. Asta e mașina mea, proșule, nu, asta e mașina mea, uite, asta e ta, aceasta... A, mi-e la motocicletă, dar mi-e cam frică, zinger, să merg pe motocicletă, dar Rusel, nu știu, mi-e la motocicletă? Da, hai, Crișor, bă, hai, dă cheia, ia cheia, dar Rusel, mi-e la motocicletă. Da, vrum, mamă, ce rapide, mamă, stai, stai, cum strigi motocicleta, prostule, bă, știi ceva, dar Rusel, n-am nevoie de cadou tău. N-am nevoie de cadou. Uite, ce? Da, omul peșterii, ok, dar să... Bă, zi mă, bă, deci nu cred așa ceva, tu chiar mi-ai făcut mașina asta ca de mașina pe care o aveam înainte, deci chiar nu cred așa ceva, dar mașina mea, prostule, de asta, uite, asta e ta! Bine, îți mulțumesc, chiar îmi... Gata, îți mulțumesc, dar să le așa și ce mai e ca cadou? Bă, îți mulțumesc foarte mult, dar bă, dar chiar credeam că ai uitat de ziua mea, nu vine să crezi, tu chiar n-ai uitat, bă, dar să le mulțumesc foarte mult. Da, bă, prieten adevărat ești tu, dar să le uite, poftim, ia tu carnea, eu mănânc cărnăciorul acesta și aici, mamă, două torturi mi-ai făcut. La fel, fii antenă, în seara asta o să brânci tu cărnatul meu. Aha, foarte amuzant, dar să le... Da, păi dacă faci la toaletă, nu mai... Toate alea, dar să le că mănânci toate brăsliile, în fine, nu mai contează și să vedem ce mi-ai pus aici. Ce? Bă, pleci. Bombone, mulțumesc. Asta-i seara, rafa, ia dă și mie, hai mare, te dă și mie. Da, ia-le, ia-le, că... Așa, cum te-l-am cumpărat? Da, știu că pentru tine le-ai cumpărat, că știi că eu nu prea mănânc cu bog, nu mă omor eu cu ciocolata și cu astea, da? Îți mulțumesc foarte mult, da? Da, dar îți mulțumesc foarte mult, mamă, deci chiar nu vine să crede, deci tu chiar știai, mă, de ziua mea, mă, dar să le, doamne, deci chiar știai, îți mulțumesc foarte mult. Rafa, fii antre și m-am un cadou artificii, bum, bumbici, bă, arte, bă, am dat fotografele, stai, uite, rafa, uite, ia, stinge, afară, stinge. Ce-i ăsta? Extintor? Gata, tu-ntele. Un extintor, bă, să știi că eu chiar aveam nevoie de așa ceva. Îți mulțumesc foarte mult, Darusele. Chiar îți mulțumesc, bă, Darusele. Îți mulțumesc, da, a fost o zi genială, Darusele. Chiar îți mulțumesc, gen. Adică chiar credeam că nu știi, mă bucură enorm de mult că n-ai uitat, Darusele, că e ziua mea. Chiar era super trist, dar acum sunt foarte fericit. Îți mulțumesc, Darusele, pentru acest cadou, pentru aceste cadouri, Darusele. Dar știi care e fața, Darusele? Bă, ce întâmplă? Dar se le stricat tortul. Ăla era stricat. Poți și uita. Ah, era stricat? Da. Nu știu. Doamne, cât de prost ești. Hai, lasă. Deja am strâns ziua, știi ceva, dar se... Doamne, iartă, mă dai flori. Ce îmi dai aici? Mulțumesc, dar să ești pentru flori, dar da. Pe lângă faptul că Darusel a făcut un tort stricat, că nu știu de unde l-ai ținut, Darusel, în fine, nu mai contează asta, da, îți mulțumesc foarte mult pentru cadourile astea și ce, bă, dar Darusel, dă-mi te rog în care, bă, stai puțin, că iau de aici de la tine, din frigiderul ăsta al tău, mamă, dar și asta, bă, câți burgeri aici, bă. La mulțumesc, 2014! Băi, fraților, din păcate, uitați-vă ce zi este. Astăzi este prima zi de școală și noi astăzi trebuie să mergem la școală alături de Darusel 2012. Ei bine, ca să fie o zi mai interesantă de școală, eu aș zice să-i fac o mare farsă lui Darusel și profesorului chiar, pentru că atunci când vom ajunge la școală, o să vedem cum o să decurgă ziua și toate astea. Iar după aceea, după cum puteți vedea, eu am aceste chestii. Uitați-vă, am asta, pot să mă transform într-o pisică, pot să mă transform în orice animal îmi doresc. Și cu asta vreau să-i trolez, să le fac o farsă și profesorul, atât profesorului cât și lui Darusel, sau pot să mă fac un flor, pot sau blocuri de genul și să-i trolez ca și cum se mișcă obiectele pe acolo sau ca și cum este practic un animal pe acolo. Ați văzut cum am făcut, ați venit și papagalul acesta. Ei bine, hai să mă fac un papagal, cine știe, poate sunt prietenește cu papagalul meu sau poate să iau la bătaie. Uitați, sunt de 2 papagali pe aici, foarte frumos acest lucru și da. Astăzi așa să-l trolez eu pe Darusel și pe profesorul nostru sau profesoarea, că nu știu ce profesor o să avem anul acesta. Și da, din păcate a început școala. Voi v-ați dus la școală? Cum a fost prima zi de școală pentru voi? Scrieți acolo în comentarii.
Și acum hai să merg și la Alunelu, bă, Alunelule, din păcate, da, cred că știi și tu ce se întâmplă astăzi, nu? Alunelu, hai la joc. De ce să mergi la joc, Alunelu? Stai că, cum adică, de fapt a început școala, știu, triz, nu, mult succes, băieți. Da. Mă, ce faci, bă, acolo, dar se, alo, bă, nu mai, bă, ce, bă, ce? Bă, hai repede, că începe școala, prostule, e prima zi, dar se... Doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, da, Alunelule, din păcate, da, știu, trist, a început școala, mult succes, băi, dar să le, Alunelule, ne urează mult succes, nu știu ce să mai zic sincer, e foarte, foarte nașpa, dar fii atent, am aici, fii atent, caietul tău și caietul meu, acum hai să mergem la școală, bă, și ce ți-ai făcut, mai scos patul, bă, ăsta e patul, mă, tu scos patul. Uite mașina, hai, rum. Da, bă, dar să le în sfârșit, bă, adică gen nu în sfârșit, că până la urmă e ceva, adică pentru tine e bine, stai puțin, că în sfârșit te duci pe tine la școală să înveți cum trebuie, școală, dar să le, bă, nu mai știi, mă, drumul spre școală, pe aici, hai, că nici, trebuie să te duci la școală de șofer, că nu știi să conduci, mă, ce faci, mă, dar să le, alo, bă, ce faci, mă, ce faci, bă, mă, papa. Dar se, hai, coboară de mașină, coboară. Coboară, hai, urcă, hai, gata, dar se le, în fine. Bă, cine a pus mă asta pe aici, bă, frate, doamne, ce dezordonat te-a venit, a devenit orașul ăsta, bă, dar se le, cred că bine, dar să le ia, bă, dă și mie, că n-am mâncat nicio nimic azi de dimineață. Bă, da, bani, bă, dar să le, da, eu, e comandă. Eu am mâncat, dar îți bine, un sirea pe aici, eu am mâncat, gata, bă, fraților, fiți atenți, acum o să înceapă. Uite, o să înceapă mare prostie, adică... Da, vreau și unul, vreau doi de ăștia, un burger de ăștia, un mince și un ăsta, un cârnat de pâine. Ok. Bă, dar să le, ei bine, hai să mergem la școală, din păcate a început să înceapă mare. Doamne, dar să le vorbești tu, bă, nu, bă, vină mai aici, dar să le vezi, reglează-ți vocea, trebuie să vorbești tu mai tare, dar să le, mai tare, vorbește mai tare, că aici merge la școală. Da, nici chiar așa, în fine, hai să mergem, dar să le, bă, nu mi-era dor de școală, sincer, bună ziua. Bună ziua, hai, dar să repede în clasa noastră, hai repede în clasă, că trebuie să vedem cum, bă, anul ăsta la școală, nu știu. Ce e clasă, ce e aia? Eu prezint că o să fie nașpa, mă, dar să profesor Chelie, nu parcă era rău? Nu parcă mă... Nu parcă avea profesoară! Băi, am avut și profesoară și profesor. Bună ziua, am revenit la școală! Bună ziua, da, prima zi de școală, yay! Wow, sunt foarte entuziasmați, chiar de bucuram să vă vedem pe dumneavoastră. Ei bine, nu e așa, dar nu fie. Bine ați venit, dragi elevi, la școală. Noul an a început cu multe bucurii și fericiri. Hai să ne readucem aminte unul de celălalt. Eu sunt profesor Chelie, voi cum vă numiți? Numele meu este Rafael, da. Numele meu este Rafael. Păi, ăsta e locul meu, dar ia pleacă de aici. Numele meu este Ambuce la caca. Pa, prostule, zi-mă numele tău real, că aici puteți la școală, prostule, nu ești la bani mascat, să te crești șmecher. Pe mine mă cheamă El, dar nu știu numele 12-ul, este seniorul al doilea. Ba, pune-te jos, dar să le, pune-te pe la banca ta. Pe, dacă tu ai lăsat-o așa, bă, dar să le pune banca unde trebuie și ia-ți loc, dar să le, și stai cum trebuie acolo, dar să le, și așa, bravo, hai că mă punem aici în fața ta, dar să le, bun, și acum, dar să le, prezintă-te, te rog frumos, spune-mi mai multe detalii, deci, bă, dar să le, dar să le, stai locului, doamne, nu te mai crede așa, șmecher și important, ești la școală, omule, nu ești altundeva, nu te, e bătrân în toată firea, nu trebuie să te faci așa, bă, ce faci, bă, dar să lăsai probleme, prostule, doamne. Să ai puțin, mă duc la baie, ok, fraților. Ei bine, dacă dar să le-a început așa să facă asta, am venit cu scuza că mă duc până la baie. Acum să înceapă trollul, fiți atenți. Hai să mă transform într-un porc. Fiți atenți, intră porc în clasă acolo. Dar să le, cred că s-a apucat să vorbească cu profesorul. Nu știu ce face, îi spune cine e el și toate astea. Fiți atenți, eu stau aici. Nu, ajutor, nu mă bate, nu. Ajutor, mă bate, ajutor. Copilul ăsta, cum minte te bat, bă, nu mă bate, nu. Bă, ce facem la bătaie, profesor? Ce vorbește mă aici? Bă, ce să-ți mă, asta e, bă, tot nu știu să vorbească. Bravo, ia pleacă, mă, porcule, că te bași pe tine, hai, uite. Bă, să nu te, mă, deci, dar să le, e mai rău decât un porc, el chiar vorbește ca un porc, adică n-am înțeles absolut nimic, nici ăsta acolo. Profesor, nu știu, bă, fii între domnul, bă, profesor Chelie, că zic că acel porc era familia dumneavoastră, era mama ta. Bă, ce,
care zice de porc, era maica sa, fița de... Mamă, stai să intru. Bă, cum e? Mamă, mamă, cum e ăsta? Deci, ok, fița ta, am intrat ca iepuraș, iepuraș, iepuraș. Ia, uite-ți, iepuraș! Bă, ce, bă, ce frumos! Ia, 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 nu, iepuraș, uite-ți, ia! Nu, să nu dea mine, iar că mă enervează, să nu dea mine! Să nu dea mine, să nu dea mine, că... Mamă, mamă, moară prostul, nu moară, moară! Mamă, nu, trebuie să fă, trebuie să fă, trebuie să fă repede! Trebuie să fă repede, trebuie să fă repede, nu, nu! Mă, nu, 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 bă, nu, trebuie să fă repede! Gata, gata, m-am ascuns, hai, hai, hai! Bă, fraților, stai puțin că ăsta nu prea ok, că nu prea are viață. Hai să mă pun acum repede, că totuși am stat prea mult la baie. Mă duc înapoi să vedem ce se întâmplă. Trebuie să ne prezentăm practic la profesor și să vedem ce se întâmplă astăzi în prima zi de școală, pentru că bă, nu știu, nu presimt anul ăsta un an foarte nașpa la școală, sincer. Gata, am revenit de la baie. Ce? Dăm cu tot ce test? Ce? Dăm test? Știi ceva? Eu cred că mă mai duc la baie o dată. Bă. Nu, fără. Bă, încoace înapoi. Rafael, ia vino încoace înapoi. Acum adică la baie. Hai, ia vino mă la test cu tăbura. Hai, la test acum, hai. Gata, la test, la test, la test, la test, la test. Fiți atenți. Gata, gata. Fiți atenți. Bă, unde ești? Dar Rusel! Hai, bă! Unde ești, bă? Domnul m-a încuiat la baie, ajutor, m-a încuiat la baie, dar Rusel, domnul m-a încuiat dar Rusel la baie! Domnul, ajutați-mă, domnul, faceți ceva, vă rog, m-am încuiat la baie. Cât de prostii, mă! Unde, bă, uite, acea baie de fete, Rafael, unde ești? Uite, eu fac la baie de fete, unde ești? La baie de fete? Ok, la baie de fete, la baie de fete. Domnul, ha, bă, da, îi dați nota 2 la lui dar Rusel? A, am înțeles, ok, deci nota 2, nota 2, bă, am înțeles. Nu mai da prost life la școală. Gata, Darcel. Bă, Darcel, vezi că Darcel la tablă. Darcel la tablă. A zis proful să mergi la tablă. La tablă, ok, chiar acum vin acum. Gata, du-te la tablă. Gata, hai Darcel. Bun, știi ce a spus domnul? În primul rând, Darcel, domn profesor a spus să spun eu niște întrebări de matematică și de română, Darcel. Ei bine, prima întrebare este în felul următor. Cum se scrie? Fii atent sau fii antenă? Ai 3 secunde la dispoziție. Ești prost, dar se de bă. În fine, bă. N-ai nici un punct momentan, dar se de, dacă nu reușești să iei nici măcar un punct, o să pleci în detenție direct, dar se de, și fii atent că s-a adăugat detenția și o să te duci dacă mai ești rău. Nu, fii atent, fii antenă. Bine, fii antenă, dar se de, dacă te mai duci, dacă mai ești rău în detenție, o să... Da, cred că tu ajungi în detenție, dar Rusele, ok, bun. Acum, întrebarea a doua, să-i pun întrebarea a doua. Păi, dar Rusele, acum o întrebare de matematică. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Ia stai, să cam nimic până la baie. Bă, n-ai voie, alo. Cât face 2 plus 2 împărțit la 2? Hai. Păi, fi... Păi fii o să zic la profesor, profesore, nu mie, că nu sunt de profesorul. Ok, deci fii antenă, ar fi 2 plus 2, care ar fi 4 și 4 împărțit la 2 este 2. Bă, profesorule, e 3. Și tu de aia să mă iei. Ha, foarte amuzant, dar înțeles, ce mare mamă de bătaie îți dai. Darcel, tu nu cred că ai înțeles, n-ai înțeles, nu? Ce? Bă, prostule, uite-te ce ți-a scris, uite-te puțin, Darcel, dar înțeles, 12. Stai. Darcel, 2012, după ore, te duci în sala de detenție, bă, nu fii antenă, eu o să mă duc în sala de mese. Bă, Doamne, omorât profesorul, mă, ce-a făcut ăsta, bă, Doamne, bă, prima zi de școală, cred că nu mai merge la școală niciodată, bă, uitați-vă, cât de mult îi place lui Darcel școala. Darcel, unde te-ai dus, omule, alo, Darcel, unde? Ce? Ce faci mai aici? Mănânc! Păi și profesorul? E, profesorul e cu Dumnezeu înainte. Doamne, cât de prost ești, Darcel, bă, Darcel, bă... Ah, nu, bă, dar să le, nu știu, bă, da, școala nu e de tine, bă, deloc, dar să le, nu știu ce o să faci tu, dar să le, da, școala nu e de tine, bă, deloc, dar să le, tu cred că... Bă, fii în tine, cred că mie îmi place de școală, uite, că stau și mănânc burger pe gratis. Dar să le, da, știi că din momentul de față au început, bă, dacă iei note bune și stai la școală, frecventezi școala, o să-ți dea mai mulți burgeri, nu știai? Bă, păi, acum stau la școală, domnul, unde sunt zonul? Ei bine, după cum puteți vedea, așa puteți să faceți copiii să le placă școala. Ei bine, uitați ce recompensă va primi Darcel. Eu zic că e o recompensă bună, nu? Ok. Deci, fii atent, profesorile, 2 plus 2 împărțit la 2 este 3, da? Da, am făcut corect, let's go! Ce bine, bă, și fii antenă! Spune, fii atent, nu fii antenă! Ok, uite, F, I, I, A, T, E, T, a fi atent, nu? Fii atent!
atât, fii atât. Ce fii atât, mă? Ce atât, mă? Ce visezi, mă, acolo? Ce spui, mă, acolo? Bă, tu, oameni. Mă, profesorul nici măcar l-ai lăsat fără cuvinte, dar să le pe profesor, incredibil așa ceva. L-ai lăsat fără cuvinte, uite, l-ai lăsat fără cuvinte. L-ai lăsat fără cuvinte, dar să, adică l-ai lăsat mască, adică ești deștept, dar dai în gropi. Ce zice? Ce zice? Bă, ești prost? Te-a făcut prost, te-a făcut prost. Ce faci, mă? Franțua! Te fac la școală! Ce vreau să fac asta de mic? Nu știu, bă, dar înțeleg, dar școala absolut deloc nu e de tine. Nu știu ce o să faci tu, dar înțeleg, dar bă, dar nu înțeleg, bă, dar înțeleg, dar chiar așa, mă, ți-au zis și oamenii că îți dau și ei burger, dar înțeleg, recompensă dacă faci așa și tu tot nu vrei, mă, deloc, dar înțeleg, adică nici bă, măcar... Doamne, cât de prost ești, dar nici măcar nu ești amuzant cum îți faci tu voce, așa că te crezi tu șmecher superior. Ești vai de capul tău, dar înțeleg. Maică ta, uite, ți-a dat o educație foarte bună. Bine, da, nu pot să zic că maică ta e mai presus. Dar uite ce casă are maică ta, dar înțeleg. Și tu nici măcar nu știi cât face 2 plus 2 împărțit la 2, omule. Și cum să zice, fii atent, tu nu știi cum să spune. Doamne, dar înțeleg, cum vrei să faci tu în viață? Măcar am și o tărtă aici, a rămas de la ziua mea, de ce ai tu cu forne, tu cu aia ta, în fine, dar înțeleg. Știi ceva? Asta a fost prima zi de școală, dar înțeleg. Acum poți să te duci la calculator la tine și îți vezi de treabă cu... Bravo, fii antenă, bravale, eu nu vei de școală, că fii antenă, eu deja... Uite, bă, cât am câștigat pe forne, du-te cât am câștigat pe forne! Mamă, ai câștigat pe forne, du-te mă la forne, hai, lasă-mi în pace, dar înțeleg. Bă, fraților, da, nu știu ce... Bravo, te uiți, bravo, te uiți! Da, dar... Bă, foc la bani, mă, și așa ne buga... Da, ok, ok, deci na, nu mai am absolut deloc cuvinte, nu știu ce să mai zic, bă, fraților, cred că cu care sunt, Doamne, dar înțeleg, dar nu mai țipa după mine, omule, că nu pot să te aud după ce de la 7 miliarde de ani distanță, lumină, 1000 de miliarde de kilometri, nu pot să te aud. Aceste prea a fost așa. Aceste purașe de la Paște, dar înțeleg, le-ai lăsat aici, la aban... Ah! Ok, pa. Ok, pa, te iubesc, spune că bărgării... Cum îl vei trola pe Darusel? Dă-mi deci pe la v-ați ascunsele în lumea vrăjitoarelor. După cum puteți vedea, sunt într-o lume plină de magie incredibilă, adică așa pot să vă zic. Și uitați-vă cum îl voi trola astăzi pe Darusel. Mă pot transforma în acest flowerpot, în acest leaves, practic în frunze. Și pot să mă transform și în anumite animale. După cum puteți vedea, asta să dăm asta jos. Mă pot transforma într-o vacă. Mă pot transforma în acel porc care se află în spatele meu. Mă pot transforma într-o broască țestoasă. Adică e incredibil. Mă pot transforma în foarte multe chestii. Și dacă suntem în asta a vrăjitoarelor, eu zic să mă transform într-o vrăjitoare. Ar fi ceva foarte, foarte bine acum. Hai să ne revenim în forma noastră normală. V-am prezentat cum îl voi trola astăzi pe Darusel la v-ați ascunselea. Și pentru prima rândă eu zic să las pe el să se pună, ca să fie cât mai interesant și să nu se prindă. Voi ce spuneți? Mai vreți să mai fac farse de genul? Credeți că o să se prindă Darusel sau nu? Ei bine, scrieți acolo în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade de genul. Păi, Darusele, astăzi este ziua ta norocoasă pentru... Ei bine, nu este, dar Darusele, astăzi este ziua ta norocoasă pentru... Da, este ziua ta norocoasă pentru că astăzi, Darusele, știi că ne aflăm în locul acela cu fața ascunselea foarte, foarte șmecher. Tu o să intri pe harta aceasta din dreapta de tot, Darusele, pe pădurea aceasta cursed, Darusele. Și... Da, asta o să faci tu astăzi, o să te ascunzi tu prim... Da, prima oară, Darusele, după dacă te găsesc, gata, eu mă ascund, adică facem fair play, da? Bă, tu te ascunzi odată și eu dacă te găsesc, mă pun, te pui tu cum ar veni ca de ăsta sicră. Hai, nu mai stai mult la vorbă, dar să du-te acolo, că dacă nu vin în câteva secunde, a început timerul, eu o să vin după tine. Bă, fraților, fiți atenți ce o să se întâmple astăzi cu Darusele. Ei bine, uitați-vă, fiți atenți. Acum o să las eu lejer ușor, așa. Iar după aceea, eu o să mă fac. Bă, da, unde este? Bă, stați puțin. Bă, dar nu, bă. Mamă, nu pot să mă fac. Doamne, am crezut că putea... A, bă, da, uitați aici, gata, fiți atenți, așa o să fiu acolo când o să mă pun eu, dar de data aceasta nu o să mă pun. Să fiți atenți, o să-l trolez și acum, exact la fel, fraților. Și o să fie foarte, foarte interesant, foarte comic, o să fie, abia aștept să văd cum o să se întâmple. Bă, știi ceva, Darusele? Eu mai am foarte puțin, mă auzi? Da, bravole, bă, putea mai dă timp, e greu. Bine, mă, mai dau timp, Darusele, dacă zici că e greu, să mai dau, hai că, na, dacă ești începător, bine. Gata, Darusele, mi-am pus astea de război. Practic și o să vin în căutare după tine. Hai să vedem The Curse Forest. Hai să vedem unde se ascunde fraierul ăsta de Darusele. Bă, de ce am impresia că prostul ăsta... Bă, de ce ca... Yes. Bă, what? Bă, dar n-ai voie cu alea pe
tine, dă-le jos, dar să n-ai voie tu. Stai, dă-le jos, hai că te mai aștept, hai că te las, te las, dă-le jos, dă-le jos. Acum vin după tine, gata. Pa, pa, dar cum, pa, cum mi-am dat seama din prima? Bă, cât de prost e copil. Fiți atenți ce să fac, fiți atenți, gata, fiți atenți ce să-l trălesc pe prost. Uitați-vă, m-am transformat practic și acum sunt vrăjitoare și practic, dar însel de data asta nu sunt cel care se ascunde, dar însel se ascunde și eu sunt vrăjitoare și o să stau lângă el pe acolo, prin apropiere, să vedem și el o să stea mai liniștit așa, bă, da, la vrăjitoare să aibă singur, nu prea stai liniștit. Acum treaba asta în felul următor, eu nu știu unde s-a ascuns prostul ăsta și trebuie să-l caut, nu știu unde fugi. Ce prost ești, bă, bă, frate, ai trecut pe lângă mine? Unde am trecut, bă, pe lângă tine? Pe unde, unde mă vezi, bă, tu, Darusele? Ia stai. Te văd. Hai că deja, hai că tu nu vezi că și râzi, Darusele, nu mai bate joc. Hai, Darusele, dă-mi și mie un indiciu că eu te caut acum. Dă-mi un indiciu. Verde. Vezi verde? Păi verde e cam peste tot, Darusele. Nu știu ce verde ai putea tu să vezi, sincer. Verde este cam peste tot, dar fii atent că o să te găsesc eu, fii atent. Mă, unde să fiu ascuns, mă, netrebnicul ăsta? Stați puțin, fiți atenți, deci pe aici, pe jos, nu cred că e. Hai să vedem prin partea asta, dacă se află pe aici, ia fiți atenți, ia. E, mă? E? Nu e, mă? Nu e. Nu e. Păi nu-i pe aici. A, bă, da, uitați-l, fiți-ați. Bă, cât de prost e. Mama, mi s-a fa... E așa de comic, fraților, că eu acum practic sunt transformat în acest Twitch și Darusele nu știe, el crede că eu-l caut. M-am transformat în acest Twitch și practic... Rafale, unde e? Rafale, bă, Rafale, unde e? Da, uitați-vă că el gen nu știe absolut tot de mine. Bă, Rafale, bă, Rafale, unde ești? Darusele, mă auzi, bă? Darusele? Bă, unde ești? Păi eu te caut, cum adică unde sunt eu? De ce spui mie unde sunt? De ce? Ce? Bă, ce vorbești, mă, acolo, Darusele? Bă, da, vorbești cu mine sau cu cine, doamne, iar tu mă vorbești, mă, de ce zici? Ce, Rafale? Da, bă, da, învață-mă să vorbești, te întrerupi așa în continuu, te încurți, nu știu. Da, pe normal, Darusele, ieri am mers la școală și tu, ca prost, tu ai dat foc la școală și ai fugit de la școală. Normal, Darusele, dacă tu nu te duci la școală, cum vrei să înveți să vorbești? Doamne, cât de prost ești. Bă, fiți atenți, oameni buni. Da, ta, Darusele, că nu știi să vorbești, lasă-mă în pace. Ok, bun, fraților, fiți atenți, o să-l caut eu acum. Adică eu mă duc prin părțile. Prostul este foarte prost, mă enervează foarte rău, mai ales când vorbește așa cu căscuța aia. Că eu am să folosesc căscuța când trebuie, mă, nu așa în continuu, mă. Dar în fine, fiți atenți, eu am și aceste ouă și o să dau cu ouăle după ele, practic. Mamă, cât am o sanție, fiți atenți. Nu cred așa ceva, deci nu cred, fiți atenți. Dacă mă duc după ele, dacă, fiți atenți, uitați-vă la prostul ăsta. Uitați-vă la el, doar uitați-vă la el. Fiți atenți, fiți atenți, că dau cu ăsta, dau cu ăsta. Și stau așa, fiți atenți, nu știi. Nu știe, nu știe, bă, dar faza e că până la urmă oricum Wichu e cam așa din ăsta. Dar fiți atenți, hai să mai dau cu ouăle după el. L-am atins, fiți atenți. Bă, nu, vine după Wichu, vine după Wichu, nu, frate, bă. Ok, hai să mă transform înapoi, bun, gata. Darusele, alo, Darusele, unde ești, mă? Unde te ascultă și mie un indiciu, că mai e foarte puțin, nu mai sunt foarte mult. Pădrașu! Ce? Pădrașu! Bine, să-l pupi în cur pe moșul, bă. Ok, Darusele, hai. Ia, ce iară, mă? Bă, cum adică iară? Bă, cum adică iară, Darusele, cum adică iară? Ce faci, fraier, aici? Ce mai fraier? Ha? Ultimele cuvinte, Darusele, ultimele cuvinte, hai! Stigma schimbă de toilet, astea sunt cuvintele tale, mă, astea sunt cuvintele tale, du-te, mă, Băi, fraților, acum este rândul meu să mă ascund. Și cum o să mă ascund eu aici, în lumea asta, a vrăjitoarelor? Practic mă fac direct o vrăjitoare și prostul, dar însel nu o să-și dea seama. Așa o să-l trolez eu, practic îl mai las câteva secunde, da, bune, că oricum eu m-am ascuns, practic, pe mine nu o să mă știe, eu pot să merg așa, o să mă țin numai după el, fiți atenți, o să-l trolez, o să mă țin numai după el, ca să se sperie de vrăjitoare, că știți că vrăjitoarea aruncă și cu poțiuni. Mamă, și cred că trebuia să-mi ia și poțiuni, dar lasă, cam aceste ouă, nu mai dau cu poțiunile, ca să nu fie chiar așa de rău frică, că cine știe cum să ia la bătaie cu vrăjitoarea și mă bate și după ce dăm seama, adică să-l strică totul. Adică nu vreau să se întâmple asta, dar acum o să îl așteptăm să mai treacă un minut, așa când o să vină el și revenim, fraților, o să fie foarte amuzant. Bă, abia aștept, bă, sper, doamne, ăștia să nu se prinde, că vreau să-i fac de mai multe ori trollul ăsta, că știu că vă place foarte mult și de asta, dacă nu se prinde, putem face cât mai multe trolluri și astea. Stai puțin că trebuie să vorbesc cu el prin căscuță, că văd că vorbește. Dar Sel, da, poți să vii, gata. Fii atent, îți dau 5. Îți dau în jur de 5 minute, 6 minute, 7 minute la dispoziție, dar Sel, eu m-am ascuns. Pot să zic, adică nu-ți dau încă un indiciu. O să-ți dau după 2 minute, dar Sel, un indiciu sau când o să cer tu așa, gen când o să ai chiar 100% nevoie, dar Sel. Dar ai venit măcar pe hartă, dar Sel, că nu te văd. Ah, ok, dar să le mă uitați-vă la prostul ăsta, deci mamă, ce mișto e, uitați-vă că bă, da, a început să dea animale, nu e bine prostul, doamne, că prost e, fiți atenți, uitați-vă, bă, nu, mamă, nu. Animalele astea, cum vreau cu șapitatea, toate animalele să le omor.
Bă, Doamne, am crezut că dă mine nuici, Doamne, am crezut că zicea dă mine, dar vrea să dă în animale. Bine că nu m-am mai făcut animal și m-am făcut Twitch, fraților, că acum prostul ăsta, uitați-vă cum dă după ele și e foarte, foarte... Bă, nu, bă, tot după mine! Ok, ok, bun, stai puțin, hai că m-a lăsat, e bine, m-a lăsat, uitați-vă la prostul ăsta, deci absolut n-are niciun clou, n-are niciun... Bă, nu gândi, nu știe deloc, fraților, și mie așa puțin mine de el cum îl trolez eu așa, dar fiți atenți acum, fiți atenți... Bun, să-l lua la bătaie cu câinele, să-l lua la bătaie cu câinele, să-l lua la bătaie! Fiți atenți că îi dau cu ouă după el. Dau cu ouăle după el. Mamă, stai, mamă, s-a dus spre departe, s-a dus spre departe, s-a dus spre departe. Ce sens? Îi dau, îi dau. Nu, gata, gata. Fiate, m-am pus pe loc ca să creadă că e gumente vrăjitoarea. Uitați-vă la el, deci a venit fix aici. Bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, stai să pupă cu vrăjitoarea. Doamne, cât de prost e. Bine că funcționează doar prin căscuță. Bine că avem căscuțele și altfel el nu mă aude. Practic, el folosește căscuța în continuu și toate astea. E cam prost de fel el așa, da. Dar Sel, mă auzi? Merge căscuța? Bine, indiciu, bă, dar o să le... Da, au trecut 2 minute, aproape mai sunt 5 secunde. Bă, indiciu, după ce că suntem în lumea asta vrăjitoarească, dar răsele, pot să zic că eu am o statuie a vrăjitoarei, dar răsele, și atâta zic. E o statuie, dar răsele, atât zic, pot să spun. Da, ok. Altceva, nu știu, dar răsele, tot este foarte minunat aici, adică chiar îmi place lumea asta, chiar mă regăsesc în lumea asta și atât zic. Fraților, eu am zis toate detaliile astea ca și cum el să... Pe la urmă, eu tot îi dau indiciu. Că sunt, dar sunt prost dacă îi dau indiciile astea, dar în fine. Dar să mă auzi? Cum adică? Da! Cum adică, mă? Adică te regăsești? Păi, gen, suntem... Dacă ți-ai zis că e o statuie... Adică n-o sumare? Bă, dar să le... Doamne, cât de prost ești, dar să le... În fine, dar să le vezi că au trecut 3 minute. Bă, am rămas cu... Mamă, mi-am jumătate de viață. Mamă, trebuie să mă regenerez, fraților. De fapt, fiți atenți. Hai că mă fac repede, mă fac ca mine repede acum ca să nu se întâmple ceva rău. Gata, m-am făcut ca mine acum. Și o să mă ascund, să găsesc repede unde să mă ascund. Nu, am văzut, cred că m-am văzut. Lasă-mă, îți dau 2 burger dacă mă lași în pace. Poți să puțin că mamă eram cu aia. Dar tu ce aveai pe tine, bără, Vali? Ce aveai pe tine? Ce aveam pe mine? Voiam și eu să mănânc ceva repede, că m-ai lăsat la 11, dar în seara, doar... Aveam iarbă pe tine, bără, Vali! Cum adică aveam iarbă? Sub tine era iarbă! Bă, bagă-ți, mă, căscuța aia în funduleț, dar în seara, și taci din gura acolo. Du-te și ascunde-te, dar în seara, sau fii atent, ia! Vrei să te ascund tot pe harta aia? Bine, ascunde-te tot acolo, dar în seara. Bine, ascunde-te acolo, Darusele, dacă tot m-ai omorât, te ascunzi acolo, Darusele. Mamă, fraților, ei bine, m-a găsit prostul, asta e nașpea, că practic trebuie să-l caut acum pe el, dar pot să mă transform din nou în vrăjitoare și să-l trolez. Asta e bine, că pot să fac trollul ăsta în continuu, dar fiți atenți, de data aceasta chiar vreau să mă... Nu vreau să-l mai trolez runda aceasta, vreau să fie o rundă normală, o rundă bonus, să fie totul normal, un față ascunsă la cinstit. Așa că eu l-aș tipă prost să se ascundă și să-l puțin acum, hai să vorbim cu el. Darusele, m-auzi? Te-ai ascuns? Da! Păi bine, hai că vin după tine. Ok, stai puțin că trebuie să-mi iau asta, dar răsele. Bun, The Curse Forest, stai să văd, dar răsele. Ei bine, îți dau 5 minute la dispoziție în 2 minute. Mamă, ce-am găsit aici, dar răsele, nu-mi vine să cred așa ceva. Mamă, bine că nu te ascunzi aici, dar răsele, că aici cred că puteai să-mi dai mare bătăi de cap, dar răsele. În fine, deci cred că chiar te-ai ascuns ca prostul aici, mă, frate. Ok, nu ești aici, bun. Băi, e foarte interesantă harta asta, e bine că sunt mai multe hărți și chiar, băi, e chiar frumoasă lumea asta de wool, dar răsele, de lână, chiar îmi place super mult. Asta vreau să, gen, până la urmă, nu știu, dar răsele, hai dă și mie un indiciu, dar răsele, un indiciu mic, așa, un indiciu mic. Sunt undeva în fața ta. Undeva în fața mea? Undeva? Da. În fața, unde? Hai, mă, zi. Rămâne, fii antel, dau un indiciu, mi-e foame. Se foame? Dar răsele, chiar se foame? Da, chiar se foame? Ok, bine, se foame. Bă, dar unde e, mă, prostul ăsta? Nu-l găsesc deloc, mă. Păi, de ce mi-am luat fire? What? Hai, prost, ai ieșit ca prostul, Doamne, cât de prost, fiți atenți, hai că lasă aici. Bă, ce se întâmplă, mă, dar răsele, unde ești, mă? Vezi că am luat foc, m-am pus paste pe mâncare și am luat foc. Era mâncarea fierbinte, nu-mi vine să cred așa ceva. Tu unde te afli? Frige, focul, ai pus să-mi iei focul. Da, prost, da, dar n-ai voie să stai cu astea, prostule, dați-le jos, n-ai voie. Aha! Bine, omoară-mă, așa, bine, dar răsele, te pui. Nu, tu mă cauzi de două runde la rând. Bă, dar răsele, vezi că ești cam prost? Iată-te tu acolo, dar răsele, să faci timpul corect, să vii după mine. Fii atent, acum o să mă după deșert, pe harta aia de... Mamă, cât de mișto ești aici, dar răsele. Ok, fiți atenți, oameni, ok, deci e un câine. O, salut, cățeluși. Și în afară de cățeluși ăsta nu prea mai sunt animale. Hai să jucăm la risca... Nu, hai de runda aceasta, să ne jucăm, că tot nu ne-am jucat cu astea. Fiți atenți, mă transform în bărci, în liv din acesta și mă pun undeva pe aici, pe sus. Dar tot sper să nu... Sper să nu fiu prea suspect așa. Mai e puțin timp, bine, dar răsele, stai, rămâi acolo, că eu încă mă ascund. Bă, fraților, o să fie puțin... Nu, că rămâne acolo, Rafaele! Ai grijă, Rafaele!
mine. Bine, hai, vino, da, hai. Poți să vii, Darusele, poți să vii. Hai, 3, 2, 1, poți să... Mă, să spun că trebuie să... Ok, gata. Bă, Darusele, este o hartă super tare asta. Chiar îmi place. E și un sfinx pe aici, Darusele. E și o piramidă. Ce? Ce e bă, sfinx? Nu e nimic. Sfințișor, nu? Cu care ta favorită? Bă, ce vorbești, mă, omule, acolo? Că nu te înțeleg. Bă, vezi, bă, cu căscuța aia cum faci. Învață să vorbești, mă, dar tu chiar... Ia, acum? Tu chiar nu vrei să mergi la școală? Pă, bune, să înveți? Să vorbești? Dar are sfinxul, dar sfinxele. Fă, hai că te văd. Hai, dau ni. Bă, ce-ai făcut, bă? Bă, ce gură mare are, bă? Bă, ce-ai descoperit? Doa, ok. Bă, suvenia, da bunita, bă, da. Hama, hama. Bă, dar sfinxele, caută-mă, caută-mă, hai, că mai ai 2-3 minute. Bă, păi, caută-mă, hai. Un indiciu, dar sele, cariciu. Nu, nu, ba, 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 dar sele. Bă, dar ți-am mai zis un indiciu de deja mai devreme, mă. Ți-am zis că te văd. Ce mai? Adică te-am văzut când ai deschis aia, am zis și de Sphinx, oare nu sunt pe undeva pe acolo? Nu poți să spui un semn de întrebare. Bă, Rafael, e pe acolo, pe undeva? Oare pe acolo, fără, e că-l mănânc. Bă, dar ce, îți dau un indiciu, văd. Și indiciul ăsta, practic, oameni buni, o să fie, practic că sunt ok acolo, dar nu o să-și dea seama, deci deja pe... Dar în sele, fii atent, eu văd, am niște ochi, doi ochi am, dar în sele, doi ochi am. Da, tu nu-și dă seama, prostul. Dar în sele, ce faci prin casa? Dar da, vedeți că nu și-a dat seama. Bă, prostule, dar să le dați, am zis că asta e un indiciu, prostule. E indiciu. Ok, doamne, bă, bă, jocul de bug, intră, what the fuck. Bă, la fel, bă, bă, nu, brain crash, bip. Bă, prostul, bă, prostul, atată mine, mamă. Bă, mamă, bine că nu și-a dat seama, mă, fraților, că nu avea cum să se miște livul ăsta. Ok, o să las aici, că n-am ce să fac, sincer, adică dacă el arunca, dacă mă scot din el, practic... Mă, ce vorbești mă acolo, mă, Darusele, doamne, Darusele, mai ai 2 minute. Am dat într-un bloc și s-a mișcat Brafele. Mă, dar tu ce mă întrebi? Ai pus camerele? Bă, îmi strici casca, Darusele, îmi strici urechile, timpanele. Ce, doamne, iartă-mă, te auzi așa? Ce-i faci la căscuța aia? Ți-o bagi? Unde ți-o bagi? În ureche? Bă, știu. Bine, în ureche trebuie să o bagi, da. Bă, dar știi care e faza, Darusele? Ai vă... Tu ce ai zis de liv? Bă, ce ai zis, mă, de blocuri că s-au mișcat? Cum adică blocuri că s-au mișcat? Păi, dar sele, normal că se mișcă blocurile, n-ai deschis tu ăla, nu e mecanismul ăla, prostule, sunt unele blocuri care se mișcă, cum e mecanismul ăla de Sphinx acolo, cum ai dat, du-te la el. Da, chiar, ok. Bă, doamne, cât de prost sunt, mamă, și ce mai fac acum? Mamă, fiți atent, stres, nu, o să-i mai zic că mai are un minut la dispoziție, că nu trebuie să-mi dea seama de mine, bine, oricum nu și-a dat seama, că prost e prost, până la urmă, e brain rot caracterul ăsta, dar sele, 2012, chiar prost rot de tot. Da. Bă, dar sele, da, mă cauți pe mine, nu vrei niciun indiciu, așa, nu mai vrei niciun indiciu, nimic altceva. Bă, dar să le un indiciu, sunt vânzător, dar să le atât pot să zic, sunt vânzător. Cred că eu mi-am scut un prieten și frunza, să mergem, să-i căutăm, hai frunza, mă, hai! Ce frunză, mă, prostule, lasă frunza aia, poate în pitule, bă, dar să le știi să vorbești, omule, că nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești cu prietenul tău, frunză. Ce, doamne, iartă, mă spui acolo? Hai! Eu și frunza avem un talent în comun. Da? Ce talent aveți în comun? Că nu știm să vorbim. Păi, nu știi să vorbesc, dar să-l... Ok, stați puțin că trebuie să mă... Fiți atent, trebuie să fiți atenți, hai că mă, trebuie să mă ascund eu pe undeva pe aici, fiți atent. Aaaa, Rafael, ce faci? Bă, cum? Mă, ce? Pe unde e, mă? Eram acolo la magazin și te-am văzut. Bă, da, frunza unde, bă, Rafael? Bă, te-am urât frunza, ia, ia, vină cu acest. Bă, 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 frunza, frunza. Prietenii mă ne-am omorât pe bune, să-ți fie rușine. Păi, da, dar să ți-am omorât frunza, că tot să tăi cu frunza aia în continuu și am zis, da, nu știu cum ai găsit, mă, tu ai pândit, nu știu ce ai, în fine, numai. Știi ceva, dar să le gata. Gata, dar să nu mai jucăm, pa. Astăzi este o zi de școală, vreau să spuneți cum e pentru voi școala până acum, dacă vă place sau nu. Ei bine, astăzi nu știu ce ai vrea să fac, adică trebuie să-l ia pe Darusel să mergi la școală. Dar înainte, bă, ce faci, bă, Alunelule, cum ești? Alunelu, hai la joc, Rafael, am o propunere interesantă pentru tine și super distractivă, dar foarte nașpa pentru Darusel. Ok, interesant, Alunelu, ia spune. Ei bine, aș vrea să te transform într-un profesor, ok, îmi place ideea, și să-l păcălești pe acesta în așa fel încât să învețe, să se sperie și să-i vedem toate reacțiile, iar după aceea când vine acasă să vorbești cu el, succes. Băi, fraților, uitați-vă ce idee bună are Alunelu. Ei bine, hai să o facem, ne transformăm într-un profesor, că și așa nu prea aveam eu chef, așa. Dar o să fie amuzant, o să vorbesc cu oamenii de acolo, cu profesorii, cu toată lumea, să facem ziua asta specială pentru Darusel. Pentru că să vedeți cum o să-l terorizez pe Darusel și o să-l fac să învețe, dar fiți atenți ce idee am. Ei bine, acesta este profesorul lui Darusel de astăzi. Mă transform în profesorul lui Darusel, sunt curios cum o să reacționeze. Ei bine, nu o să-i zic treburile astea, sunt curios cum o să se comporte, o să-l fac, o să-l terorizez,
în așa fel încât să se apuce și băiatul ăsta de învățat și să vedem ce reacție are. În primul rând, înainte de toate, vreau să vă mai spun o chestie. Înainte să ajungem la școală cu Darețel acolo, vreau să vă arăt o chestie. O să mă transform, o să-mi transform și vocea, evident, nu o să rămân cu vocea asta, dar uitați-vă ce am eu aici. Am acest flower pot și uitați-vă dacă îl pun, mă transform într-un flower pot și uneori o să zic Darețel, ca și cum că profesorul, bă, Darețele, eu sunt un profesor așa, nu știu, mă duc să plec până la toaletă sau până la director, la ceva, la asta, să scot ceva, niște fișe și bine, o să mă transform în ăsta, o să intru în casă, o să rămân practic acolo în clasă și să văd ce reacție are Darețel, ce părere are de profesor, dacă vorbește, nu știu, dacă e supărat sau ce părere are după ce profesor, practic o să vedeți că o să-i fac cu mare calvar, adică copilul ăsta chiar trebuie să învețe, adică chiar nu e de glume cu asta. Ei bine, hai să revenim înapoi în Rafael și să ne întâlnim direct de la școală, zic eu, sau ne întâlnim direct ca Rafael merge acum la Darețel și să vedem ce o să-i fac, mă, fraților, că eu nu trebuie să fiu la școală, dacă eu practic sunt cel care se transformă, e cam nașpa, pentru că Darețel nu o să știe. Ei bine, fraților, știți care este faza, Darețel, trebuie să văd cum o să mă descurc cu el acum, pentru că eu nu o să fiu la școală, bine, eu o să fiu, dacă sunt profesor, nu o să fiu ca elev, o să-i zic că mă duc eu la o întâlnire, ceva de afaceri, de chestii, de genul, în fine, hai că revenim direct cu Darețel să vedem cum o să facem treaba asta, să sperăm că o să meargă. Darețel, mă, ce faci, mă? Bă, alo, trezirea, repede, trezirea, nu mai mânca, bă, ridică-te! Ce vrei, Rafale, ce vrei? Iar, mănânci, burger, mă, Darețele, bună dimineața, alo, ce faci? Hai că s-a făcut nouă, prostule, hai la școală repede, asta zic, și tu stai să mănânci burger toată, la școală nu puteai să mănânci burger, trebuia să rămâni. Hai pa, du-te, bă, stai mă, bă. Doamne, uitați-vă la idiotul ăsta, mă, fraților. Ei bine, de fapt, lăsați-l că a plecat așa, nu mai stai eu să mai zic nimic, a plecat, s-a dus la școală, bravo lui, să fie în bafta lui, acum ne transformăm direct în profesor și ajungem acolo. Băi, fraților, de fapt am găsit un skin mult mai șmecher, m-am transformat, ăsta chiar e profesor adevărat, fraților, arată mult mai bine și ce, doamne, iartă-mă, cu mașina asta, bă, n-auntru, doamne, ce ciudățenie pe aici, pe de-asta de... Doamne, ok, fiți atenți, acum, fiți atenți, trebuie să-mi pregătesc vocea și să ajungem în clasă, că probabil Darețel a ajuns deja. Bună ziua, copile, cam așa o să fie vocea și aici să vedem, deci intrăm în clasă, ia-mă să vedem. Bă, copile, nu mai spune de-astea, mă, fine, deși atent, profesorul tău, din păcate, nu poate să ajungă astăzi și trebuie să fiu eu profesorul tău pentru o zi. M-a rugat pe mine. Ok, copile, fii liniștit, fii atent. Numele meu este Neanelu, sunt profesor de matematică și de română. Da, copile, pe tine cum te cheamă, cum te numești? Nu, n-am burger, din păcate eu nu mănânc așa ceva, eu mănânc salată, mâncare sănătoasă, ciorbă. Copile, fii cu minte, stai acolo. Ok, cum te cheamă pe tine? E, primul îl cheamă El Darețel, șmecherelu, este Emilio Darețel. Ok, ți cheamă Darețel, am înțeles, bun. Păi bine, ai caietul la tine, da, ia prezintă caietul, arată-l, hai, caietul la control. Da, uite-l, caietul lui Darețel. Aolo, copile, nu știi nici să citești, mamă, păi ce mă fac, mă, cu tine, copile? Păi omul mi-a zis că are o clasă deșteaptă, dar tu nu știi să citești, doamne, copile. Ok, ia-ți caietul înapoi, în primul rând, hai, ieși la tablă, Darețel, astăzi vreau să-ți predau puțină matematică și puțină română și mai multe chestii. Bă, matematică, bă, hai, român, hai, fii antenă, română, fii antenă, Mihai Minescu, am fost un cântător foarte bun. Mihai Minescu nu cântă, era scriitor. Aia e! Poate că aia e, copile, ce vorbești acolo? Hai, mă rog. Copile, bun. Bă, copile, în primul rând, fii atent. Eu, da, nenea. Copile, fii cu minte, că dacă nu, uite ce am aici. Copile, nu mai fi. Nu, copile, uite ce am eu aici. În primul rând, acum, spune-mi. Ce e aia, bro? Copil, ce e asta? Bine, copile, bine. Am plecat un hai, zi acolo, mamă. Hai, ce mă dat de coru. Mă, copile. Bă, copile, nu mai fi simțit. Stai, doamne, locului. Bă. Stai, gata. Bă, gata, acum, pentru prima întrebare. Copile, nu mai faci așa că te iau, mă. Okay, copile, te duc la detenție și e prea. Ți-i la profesor? Copile, tu chiar vrei? Ok, bun, hai că te notez acolo în carnețel. Să-ți dă notă mică. Bun, gata. Hai, acum, zi. Fii,
cuvinte că deja mă enervez. Ok, fii atent. Bă, copile, în primul rând o să-ți dau niște chestii pe care să le scrii pe, nu pe telefon, pe... pune-te înapoi în bancă. Nu, pune-te înapoi în bancă și nu vrei peste mine, am zis. Copile! Copile, nu mă vrei! Copile, nu, gata. Te-am scos la tablă, dar nu-ți poți stai la tablă pentru că eu să trebuiască să mă duc să scot niște foi, bine? Mă duc la cancelarie. Fii atent, îți dau niște întrebări. Păi trebuie să-ți dau niște... Mă, copile, te-ai... Bun, copile, scrie acolo, notează-ți pe cardețel pentru prima întrebare, scrie așa, 3 plus 3 și le lași acolo și le completezi tot după, da? Fii atent, prima întrebare, 3 plus 3. Ai scris? Hai! Da, hai! Ok, bun, a doua întrebare, care este capitala țării noastre? Scrie acolo, care... ai scris? Stai, care este... Care este? Hai odată că trebuie să mă duc acolo să termină ora! Să termine ora! Vezi că stau cu sebe astea pe cap, copile! Copile. Gata, așa, bun! Și a treia întrebare este ceva de română. Cum se scrie corect? Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Ok, atâta! Bun, acum o să mă duc, papa! Repet! Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Gata! Diseară o să merg la mare și ce? Bă, tu, dă câte ori mai pui să mai repet. Hai că mă cheamă profesoara aia, nu stă după mine. Diseară o să merg la mare și după? Și după, sau diseară o să vin la mare. O să vin la mare, gata. Gata, acum hai că mă duc, bun, ok. Bă, fraților, fiți atenți, acum o să mă transform în acesta. Dar el nu o să știe, mamă, deci deja e super enervant. Și acum hai să mergem în clasă să vedem ce părere are și ce face ăsta. Să nu cumva să chiulească, să tragă cu ochiul prin alea. Ok, stați puțin că trebuie să nu mă vadă când intru ca ăsta. Stați puțin, trebuie să mă duc aici în spate pe lângă el. Ia mă, ce face ăsta, scrie acolo, mă, uitați-vă la el, bă, fraților, dar vine să crede ce cea. Puteți scrie prost, uitați-vă. Bă, stă pe telefon, nu cred. Deci caută pe telefon prost, uitați-vă la el. Uitați-vă la el, stă caută pe telefon. Doamne, cât de prost e. Mamă, cât de prost e. Bă, ce, doamne, iar mă face mă ăsta aici. Mă caută pe telefon. Doamne. Ok, ok. Măcar știe să caute, că vedem că nu face gălăgie ca prost. Și parcă s-a pus și el în prima bancă ca prost. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, haideți că revenim. Revenim ca profesor, că deja nu se mai poate. Fiți atenți, că îl prindem direct în flagrant. Fiți atenți, fiți atenți, gata. Fiți atenți, bun. Bă, stai, bă, mi-a rămas, s-a blocat. What? Doamne. Bun, gata, că am revenit. Hai să vedem. Copile? 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 Ce? Ce faci? Unde te uiți la tabla acolo? Ai scris? Da, stai că mai am puțin. Pe unde te uiți? Tu ești pe pereți? La ce, doamne, iată mă te uiți acolo? Nu, stai, e așa. Ok, gata, hai. Hai, ai scris? Gata? Ba nu. Hai, copile. Copile? Acum. Gata, încă o minut. Gata, gata, hai să vedem ceea ce reușit tu să scrii. Pune-te, stai. Rămâi aici. Șterge, gata, ce? Ce este mâna ta? Alo? Nimica! Ce faci? Ce faci cu telefonul? Aveți voi cu telefonul în clasa asta? Nu, tate! Nu, tate! Deși am tăi, tate! Dumneavoastră aveți probleme la... Eu am probleme, tu vezi că tu nu știi să vorbești. Copile, tu ești tânăr, eu sunt bătrân și tu nu știi să vorbești, tu nu vezi cum te bălbăi în continuu. Eu am probleme. Bine, copil, hai să văd ce-ai scris, în fin. Gata, hai să vedem. 3 plus 3 egal 6, care este eu? Mă, ce-ai scris mai aici, copile? Capa are, este eu? Ce, doamne, iartă-mă limba asta, mă? Bă. Așa te învăță profesorul tău, normal. Păi eu vin aici să spre două. Profesorul a zis că e o clasă foarte bună. Și în primul rând, tu ești singur aici în clasă. Nu mai e pe nimeni, noi colegi. Păi asta e bună că sunt eu, băi. Eu sunt vedeta pe YouTube. Eu sunt la să trebuie pe fiantele. Băi, vedeți să fire. Ei, mă cheamă Darusel. Ei, am a bitch. Ei, am the best. Ei, și sunt cel mai șmecher. Ok, copile, fii atent, copile. Copile, hai să vedem. Care este capitala țarei noastre? Naostre, egal, capitala țării noastre România este București, conținând Wikipedia. Mă, tu ai căutat pe net? Tu nu vezi, tu ai scris? Nu! Tu ai scris sursa ta, unde ai căutat prostul, te fai? Doamne, cât de prost poți să fii, copile. Ce? Okay. Întrebare de română, cum să scrii corect, diseară o să merg la mare sau diseară o să fii la mare, corecție. Diseară asta o să... Mă, copile, atât de prost ești, mă, copile, nu știu. Mă, copile, bă, tu n-ai nimic în capul ăla. Bă, nu, școala asta, Ibi, este să fie plasă pentru mine. Eu sunt deștept, ești mea, ești mami, iată. Copile, stai locul lui, că stau cu sabia asta pe cap. Mă, copile, la matematică văd cât te descurci. Dar la română și geografie, de fapt, și la geografie. La geografie căuta pe Wikipedia. Mă, copile, așa se face. Mă, ce-i spate, ce-i spate? Ce-i, bă, bine, spune. Bă, bă, uitați-vă cât de prost e, doamne, acum hai să mergem acasă. Bă, n-ai mai făcut un copilul ăsta, e prea prost, stai acasă să vedem ce se... Schimbă-ne toate, schimbă-ne toate. Bă, stai,
stop. Ce faci, mă, fraiere? Ha? Dai mine, dai mine, așa faci. Pa, pe tare trafele. Am bai. Păi tu te poți cu mine, bărafele. Ba, nu, gata, stai puțin, mă, prostule, tu chiar... Bă, stai puțin, proste, dar nu mă întrebi așa, nu mă întrebi nimic, de ce m-am transformat eu așa și toate astea? De ce te-ai transformat? Păi nu știu, ea vorbește cu alunelul, dar să le de ce m-am transformat eu un profesor pentru tine. Alunelul, așa, mă propun interesante pentru tine, super șativă, dar foarte nașpa pentru mine. Ei bine, aș vrea să te transform într-un profesor și-l păcălești pe acesta în așa fel încât să înveți, să speri și după să vezi. Aaa, bă, ce la caca, fian. Doamne, dar nici măcar nu te. Dar să... Ce ai făcut, mă, Lolonelu? Doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, fraților. Da, bă, atât s-a putut. Ei bine, ideea asta am văzut-o de la voi în comentarii, să mă fac profesor, s-a întâmplat, am făcut-o, vă mulțumesc pentru idee, mai lăsați acolo idei cu ce vreți să-i mai faloi, dar să... Bă, ce facem? Bă, ce vrei, bă, dați like și ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, vă rog. Ia, mă, te crești mechere, ia vină, mă, fraier, vină, mă, bă, gata, stop joc! A venit peștile ăștia mâncat, bă, nu, a venit rechinul ăștia mâncat, bă, dar să le, hai, mă, unde e, că mai am nevoie de mâncare, mi-e foame, nu ne-am gândit să luăm mâncare, unde, Doamne, iartă-mă, mai pot să mergem, frate, că nu înțeleg. Hai, frate, hai, da, obosit, stai puțin, că am obosit, rodat, stai puțin, mai explicăm puțin, de ce a trebuit să mergem prin toată pădurea asta, că m-am pierdut, tu nu vezi cum e, să nu mai copaci pe aici, nici nu mai... Ce se întâmplă? Păi, fii antenă, Brafale, noi trebuie să mergem acolo, la e fată care, una e unilă care fii antenă, are o casă abandonată, bântuită, adică nu bântuită, da, pantoasă și fii antenă. Stai puțin, ce casă bântuită, dar cine e fata asta, de unde, Doamne, iartă-mă? O fană? Că are o casă abandonată și vreau să ajutăm să dizim un mister. Schimbi de toilet, hai! Nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar în fine, dar să le... Hai să mergem odată, mă, omule, că deja nu mai pot, bă, mi-e foame, mi-e sete, eu nu mai știu ce... Hai, vină, uite casa! Bă, ce casă? Asta nu-i casă, omule, stai, dita mai... Ce doar iartă ca... Asta e casa ei? Da! Păi și stai, cum adică asta e casa... Tu vezi că e o casă abandonată, cum adică e casa ei? A fost casa ei, hai, vino! Păi și de ce trebuie să venim aici dacă a fost casa ei? Ce treabă avem noi cu casa ei, Doamne? Hai acasă, doar să le... Ce, Doamne, iartă-mă, stau aici, mă! Păi, dar ce e asta? Hai, Brafale, tată, de ce trebuie... Păi, pentru... Ne plătește casa ce dacă nu mai e casa ei? Ce treabă mai are? Păi și ce puțin, dacă nu mai... Păi dai casa abandonată, hai, Doamne, iartă-mă, să plecăm de aici, ce, Doamne, iartă-mă, faci, mă, noi aici, dar sunt tu când ești... Bă, Rafael, ești prost, stai, bă, Rafael, că nu-i faci nimeni nimica! Doamne, uite-te că e luna plină, frate, mi-e fric, Doamne, mi-e frică, rău de tot, ce... Salut, Rafael, ia, dă-te la o parte, what? Mă, Darusel? Bă, ce să... Unde suntem? Nu știu, citește! Salut, Rafael Darusel, mersi că ați venit la casa mea veche. Aceasta este casa bunicii mele și eu am copilărit aici. Sper să fiți în viață cât timp locuiți aici, semnat Ionela. Ce, mă? Nu știu, bă, Rafael! Cum adică sper să fim în viață? Cum adică să locuim aici, Darusel? Tu mi-ai zis să explorăm, nu să... Schibitoilez, da, dulinuță, ați like și subscribe. Să scrie, mamă, schibitoilez, nu știe să scrie. Doamne, să scrie, dați legat. În fine, Doamne, Darusel, mă, ce zona asta? Nu știu! Mai câta? Adică să locuim aici, Darusel, tu te auzi, tu vezi ce scrie aici, auzi? Cum adică să locuim, bă, tu accept să locuiești aici, Darusel? Stai! N-avem casa noastră, omule! Da, Darusel, vezi că nu ai voie să mănânci... Porcă, nu, Brafale, bă, dacă tu te uiți acolo, e lumină în cameră, nu? E lumină în casă, da, și de ce scrie camera, Rafael, gă, acolo, ia să-i, mă, cum mă duc, dar stai înainte de toate să merg, ia, geam pe aici, uite, poți să intri pe geam? Nu poți să intri. Hai, 3! Stau că mă mănâncă asta, Darusel, stai că mă mănâncă... Aolo, scarpină-mă tu, Darusel, ia, vezi scarpină-mă tu, scarpină-mă tu! Hai! Patru, pă, prostici, mă, Doamne! Hai că intru, hai, lasă... Bă, deci, a doua dată să vezi că n-ai voie să mănânci burger, Doamne, Darusel! Mă, de ce mi s-a stins mie lumina dacă tu ai intrat înăuntru? What the fuck? Mă, ce ta... Înăuntru! Păi, stai! Și acum a venit înapoi! Mă, ce e ăsta? Darusel!
Bă! Bă, ce? What? Camera Rafael G. Mă, ce? Bă, adică, ce vrea să însemne asta? Am luat dragonul ăsta, ia că-mi pun capul de dragon, dar însele pe cap. Wow, foarte amuzant, da, bă, dar însele, mă, mă, ce ia? Bă, dar însele, tu nu vezi că pic în gol aici, mă, ce? De ce, de, da, da, explică! Bă, pur să vină înapoi, vină înapoi, vină înapoi, urcă! Bă! Bă! Dar se, dar se, unde, bă, de unde știi, mă, tu să constante? Ok, e ca suspectă casa asta și ești foarte suspect, dar însele, de ce? Bă, bă, Rafaele! Hai să dormim, nu? Bă, dar însele, bă, nu știu ce se întâmplă aici, mă, omule, ce ăsta, nici n-ai cum să mai ești, bă, unde era ieșirea, dar însele, pe aici? Doamne, dar însele, vină, mă, tată, mă, cum adică să locui bine? Explică-mi? Explica și mie. Cum am putea? Ah, ok, gata. Cum să locuim noi aici? Tu te auzi ce spui, dar înseamnă, adică ce accept să faci? De ce am... Vino! Nu, de ce am venit aici? Explică-mi, de ce am venit aici? Noi trebuie să dezușim un mister, bă, Rafael, așa. Ce mister? Un mister cu camerele, dar să. Ce bunica să mă scrie bunica lui? Ce pa frumos, e? Scrie bunica, nu bunica să. Păi da, păi nu, asta e casa bunicii lui Ionela, dar are un bunic care a murit și nu știu de ce. Și noi ce trebuie să facem, mă, omule, acum, că nu înțeleg de ce am intrat în casa asta? Să căutăm informații despre bunicul ei. Și cu ce ne ajută până informațiile despre bunicul ei? Ca să aștepte ca să ne plătească bani, bro, 50 lei. Ce să ne plătească, mă, că eu nu știu, pe aici m-am pierdut prin toate astea, nu înțeleg, pe unde să merg, omule, pe unde ești, Darcel? Unde ești? Ce aici? Nu e nimic. Bă, ce faci, mă, cu TNT-ul ăla? Ți-a dat TNT? Ce, doamne, tu mă faci? Ce mi-ai dat? M-am găsit ceva pe jos. Doamne, dar însele, bă, hai, omule, dată să plecăm. Doamne, iartă-mă, de aici, că deja, bă, tu accepti așa ceva, frate, mi se pare absolut incredibil. Doamne, dar însele, unde ești? Ok, stai puțin. Aici cred că e afară. Dar am văzut o scară aici. Este corpea. Ia, ce e aici? Vino sus, Darcel. Darcel! Vin, unde? E o scară. Ce faci, mă, acolo? Tu, omule. Bă, stai, bă, Rafaele, dar nu eu. Hai că nu, tu te-am văzut când ai fost cu ele, mă, dar să tu faci o farsă, să nu înțelegi ce aici, mă, dar să ne cât mai nervezi. Bă, am găsit o carte pe aici, dar nu cred că e nimic în ea. Ia, stai să o mai pe aici prin partea. Stai și tu sus, dar să ele. Hai sus. Vino puțin că e o carte aici, adică altceva pe aici prin casa asta n-am văzut nimic. Doar că e o carte și că mă scobesc rasca, mă mănâncă rasul și am o muscă pe aici, mă enervează. Ai găsit cartea lui Gheorghe Cumătaru. Gheorghe Cumătaru. Cine, doamne, iertă-mă, Gheorghe Cumătaru? Această carte a fost scrisă de un prizonier. Nu, ce, doamne, iertă-mă, care a murit pe data de 9 septembrie anul 2006. Cu adică pe 9 septembrie, mă, de ziua mea a murit? Mă, ce-i asta? Mă, ce, bro? Bă, Rafael, adică? Pe cum adică, mă, a murit de ziua mea? Ce, doamne, iertă-mă, înseamnă asta? Bă, poți să-mi explici mie unde... Bă, Rafael, dar nu știu, că nu-s român. Sa, ce ești tu? Și dacă ne... Și dacă... Ce legătura e... Ziua ta naștere cu România, cu ce naționalitate ești tu, dar să nu te înțeleg. Nu știu, bă, Rafaela, citește. Lasă-mă, stai puțin, că trebuie să mă calmez, mă, frate. Bă, eu nu știu ce, doamne, iar tu a început, dar să mă aduc aici, mi se pare totul foarte suspect, de la faptul că am intrat în casă, gen, m-a adus aici și o casă ciudată. De fapt, nici nu mai știu de ce mi se pare suspect, dar totuși mi se pare suspect. Bă, Darcele, poți să-mi explici și mie cum se face că pe omul ăsta, Gheorghe Cumătaru, cartea lui, și că e cartea lui Gheorghe Cumătaru, dar și că a fost scrisă de un prizonier. Păi, a fost prizonier, mă? Da, cred că te... Bă, da, mă, citește că te dau la câini. Păi, da, care a murit, dar cum adică a murit în ziua mea, doamne, ce ciudat. Misiunea ta este să te duci la închisoarea unde a stat Gheorghe Cumătaru și să vorbești cu spiritul lui. Cum ați... Păi ce, mă, s-a murit în închisoare? Da! Da! Wow! Și de ce? Păi și acum, doamne, te vrei să ajung într-o închisoare? Dacă e o închisoare! Nu sunt oameni? Cine dă mie autorizație să intru acolo înăuntru așa ca un om? Ai abandonat? Păi de ce e abandonată? Din cauza lui? Întreabă-l de ce a fost condamnată la pușcărie. Pa cine să-l întreb? Apă, spirit, ok. Notează toate informațiile într-o carte și întoarce-te... Unde nu știi să scrie omul ăsta care a scris aici, Gheorghe Cumătaru? Și întoarce-te... Păi scrie, ai găsit cartea lui Gheorghe Cumătaru. Păi stai puțin, mă, ăsta a murit și a făcut carte. Cum a făcut cartea? Păi nu, bă, uite, dacă de la ultima pagină scrie acolo Ionela. Păi știi ce scrie, că e cartea lui. Despre el trebuie să scrie, bă, dar nici asta, mă, e ca tine, doar el nu știe nimic. Doamne, notează toate informațiile într-o carte și întoarce-te în această casă să pui cartea cu informații linusele. Și că informații, în fine, luate de aici. Deci stai puțin, nu. Deci trebuie să-l întreb de ce a fost condamnat la pușcărie, să vorbesc cu spiritul, trebuie să notez toate informațiile într-o... Păi dacă nu vrea, mă, să vorbească spiritul cu mine. Ei, atunci, papa! Unde ești, mă, omule? Hai că e foarte amuzant, vin înapoi. Ok, deci eu chiar nu înțeleg. Bă, ăsta e prost rău de tot, copilul ăsta, e chiar nu supor, mă. Bă,
nu te supor, mă, Dolo, dar înțelegi că întreabă de ce a fost la apă și că Rino te-a toată informația, nu înțelegi ce caut, de ce trebuie să mă duc eu, pentru ce, dar înțelegi, mă, te-a plătit? Da! Cu câți bani? 5.000 de euro! 5.000 de euro? Da! Și tu vrei să-ți mimi cu ăștia 5.000 de euro? Ok, dar înțelegi. Ionela, 69420. Mă, ce? Bă! E Ionela aici. Notam toate informații într-o carte și intrați în această casă să pui cartea cu informațiile luate aici. Dacă reușești misiunea, vei primi în schimb 1.000.000 de lei. Mult noroc, Ionela. 666 ajutor 66. Mă, ce? Codul? Codul? Scrie Ionela un cod. Puta! Mă, bă, tu cu cine ai vorbit? Cred că Ionela e un fantom. Ionela 666 has left the key. Dar înțelegi. Eu nu cred că ai vorbit cu... Hai, Doamne, iartă-mă la noi acasă, eu nu cred că ai vorbit cu nimeni, bun, dar înțelegi, ce se întâmplă aici? Acum, adică, să stai aici... Bă, dar înțelegi, știi ceva? Hai, lasă-o în pace cu toate prostiile, eu vreau să mergem acasă, că nu se mai poate așa ceva, omule. Bă, dar înțelegi, dar înțelegi? Bă, dar înțelegi? Dar înțelegi? Dar înțelegi, mă auzi? M-a apărut o pată de sânge pe aici. Dar înțelegi, de ce nu... Dar înțelegi, unde ești? De ce nu răspunzi cu mine? Dar... Mă, ce s-a întâmplat? Dar înțelegi, unde ești? Rafael e sus, în spatele tău! Unde, mă? Ce faci, mă, aici? Bă, ce faci, mă, prins acolo? Coboară, mă! Mă, ce... Bă, prostule, cum ai ajuns acolo, mă, coboară? Cum ai ajuns, mă, acolo? Bă, pleacă! Dar înțelegi, coboară, cum, Doamne, iartă, m-ai ajuns acolo, mă, omule, rupe asta, sparge, dar înțelegi! Ce s-a întâmplat? Bă! Nu, am căzut jos de tot. Mă, ce e ăsta? Unde m-a adus? Dar de ce am acceptat să vin cu el, frate? E ceea ce s-a întâmplat? What? Bă! Ce, Doamne, iar... 666, unde credeți că plecați? Mergeți la închisoare. 1-9-5-3-2-2-1-6-3-5-3-1, coordonate sus. 666-666-6. Uită-te în spate. Adică... Dar înțelegi, unde m-ai pus tu să fii, da? În fine, hai să vedem. Bă, avem nevoie de sanity pill-uri din acestea, dar eu o să las câteva de astea pentru că am nevoie de sanity-uri. Eu o să-mi iau un sanity, o să-mi iau un termometru, bă, dar mi-ai luat toate, mă, bă, eu cu ce, Doamne, iartă-mă, stau, mă, ce-ai luat, mă, bă, unde sunt, mă, iteme? Și Ghost Riding. Așa, ok, bun. MF, carte și ok, carte și Ghost Riding pe același lucru. Ghost Reader poate. Asta, Ghost Spirit Box. Bă, vino, mă, prostule, în pace. Nic pe prostii, dar înțele. Bă, trebuie lanternă. Ha, mă, dar înțele. Ia lanternă. Hai că eu am mers lanternă. Ce, Doamne, iartă-mă, deci trebuie să stau aici cu termometru să vedem câte grade ne indică. Bă, fraților, în momentul de față eu am risc viața cu prostul, dar înțele, la un lucru pe care absolut deloc nu-l înțeleg. Ce, Doamne, iartă-mă. Da, de ce, Doamne, iartă-mă, ce trebuie, eu tot n-am înțeles ce trebuie să facem, dar înțeleg și nu înțeleg de ce am fost prost ca să vin cu tine la chestiile astea, dar în fine, hai să căutăm fantoma, că de ce nu, altceva mai bun n-aveam decât să mă duc eu, e mai bine să mergi să cauți fantoma decât să te duci la școală, dar înțeleg, nu? Ia uite o carte aici, ciudată, da, foarte bine, auzi, deja s-aud sunete, dar înțeleg, da, prinde și tu luminile alea, că sunt multe lumini pe aici pe care... Acum! Trebuie să le aprindem și noi, dar înțeleg, că na, hai că nu trebuie aprinse, zic și eu, nu? Da, de ce? Bă, 4 grade aici. Ia, vino. Vino repede. Unde? Un grad. Vino repede aici. Dar să el intră în prima încăpere din stânga. Când intrăm, mă? Ok. Fii atent. Bă, câte? Ok. Carte aici le-am? O să pun asta, dar... Cum o pun jos camera? Bun, gata, perfect. Hai, vorbește tu cu el. Hai că ies, mă duc afară la camera. Mă duc la camera. Tu vorbește cu el. Vorbește, mă! Pe vorbește, mă! Ți-e frică! Mă, Tyler Wilson sau Tyler Wilson? Vorbește, mă, cu el! Fii atent, mă! Poate vorbește, dar fii atent, mă! O să pun un spirit drept! Bă, aveți că e activitate 10! 6, câte? 6, 7? Level 5! E 7, 7, 7! Level 5 la ce? Level 5! MF level 5, fii atent că mă uită pe cameră sau dacă vorbește cu el! Deci avem MF, perfect, vorbește că eu mă uit dacă sunt cu storburi, dar vină în fața camerei, prieten în fața camerei să te văd. Vorbește-o cu el! Aici nu e el! Vorbește cu el! Te pot ajuta? Unde-i? Bă, ce se întâmplă? Să închide lumina? Fantoma! A venit? Te ia fantoma! Uite-o! Vezi, prostule, în ce te-ai băgat, mamă, cât de prost e copilul ăsta, mamă, trebuie să fure repede la... Are trep! Ce-ai făcut? Dar să-l... Mi-a băgat capărul la fantoma! Ai... Bravo, Doamne, iartă-mă, dar să le uite pentru ce te riști, prostule, că deja vin fantoma după tine. Unde ești? Mă, ce faci? Unde te duci? Pe fug! Tot vine că eu nu o văd. Vine,
vine, vine și aprinde. Ba, vine, chiar vine, uite-ți-vă la fantoma. Păi, fii lângă Darusele, fii lângă Darusele, mă, nu vin să cred, bă, Darusele. Bă, vine bunica sau după tine, Darusele. Doamne, Darusele, dar... Dar ce-a făcut tu, domnul, domnul, dar nu eu, domnul, domnul, dar nu eu. Eu ești române, nu vorbesc bine. Cum ăsta, s-a nimic? Doamne, cât de prost ești, Darusele, hai, mămule, odată, unde ești, ce faci acolo, Darusele, hai, 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 hai. Știi ceva, Darusele, eu o să te las pe tine acolo, hai că am plecat, papa. Cum îl vei trola pe Darusele 2012 ca o oaie în Minecraft la fața ascunselea? Ei bine, după cum puteți vedea, am acest dispozitiv și mă pot face o oaie și pe lângă oaia aceasta. Că uitați-vă, suntem pe lumea de lână, uitați-vă, toată lumea asta e plină de lână. Și ce lipsea de aici decât o oaie? Ei bine, am adăugat mai multe oi pe aici și să nu-și dea seama Darusele. Darusele oricum o să mă caute pe mine disperat, ne revenim în forma noastră normală. Dar din păcate, acesta nu ne va găsi și pe lângă oaie o să mă fac și tort. Ce spuneți? Credeți că o să mă găsească? Scrieți acolo în comentarii. Băi, Darusele, ce faci, mă? Oamenilor le-a plăcut foarte mult și au zis să facem din nou aici și știi că le-a plăcut foarte mult. Eu zic, Darusele, să facem din nou la fermă. Eu o să mă pun că așa au zis oamenii că le place când tu mă cauți, Darusele, și e comic că tu nu mă găsești, că ești fraier. A, ce au zis? Hai, mă, Darusele, vorbește, mă, omule, ca lumea, că deja din prima secundă, Darusele, vorbește. Așa, Darusele, avem căscuțele, da, folosește căscuța cum trebuie, ca să ne auzim cum trebuie. Folosește căscuța cum trebuie, omule, ține căscuța mai lângă. Hai că ți-l pune direct la ureche, gata, hai, omule, gata, gata, că dar prima rundă începe acum. Și, fraților, ei bine, știți ce o să se întâmple, o să fie foarte frumos aici, Darusele. Eu pot să zic că oarecum am ascuns, Darusele, pot să zic acest lucru și pot să mă cauz, Darusele, pot să vii de acum. Adică ai un indiciu că probabil nu m-am dus foarte departe de spawn. Asta te poate ajuta pe tine pentru că... Da, intră pe aia de fermă, hai! A, de fermă! Da, vorbește, mă, omule! Doamne, Darusele, deja mă... Darusele, deja mă enervez din primul ăsta. Ce, cum ești, mă? Brafele, cum e? Ei, cum ești? Doamne, ai chiși prost, Darusele. Băi, fraților, deja mă enervează copilul ăsta, dar hai să vedem o să vină. Ha, mă, Darusele, ce, doamne, iartă-mă, ține căscuța aia cum trebuie, să te auzi și cum trebuie, vorbește cum trebuie. Păi vorbește, mă, omule, cum trebuie la căscuță, tu nu știi să vorbești cum trebuie. Ba, nu, Darusele, da, vorbești cum trebuie. Doamne, Darusele, ești enervant. În fine, Darusele, eu m-am ascuns, nu să mă găsești. O să ai 2 minute la dispoziție, Darusele, de fapt 3 minute o să ai la dispoziție. Stai puțin, că o să stau acum, o să pun un cronometru, Darusele, de o să fie 2-3 minute, vedem cât o să fie, dar ăsta oricum, tu îți dau și indicii dacă dorești, Darusele, dar momentan... Ia indicii acum! Acum să dau un indiciu, Darusele, indiciu... Dai! Indiciul meu este că pot să zic că te văd, Darusele, dar acum pot să zic că nu te... Adică, bă, oricum te văd de peste tot, asta nu prea e un indiciu mare, dar să-ți mai dau un indiciu, în 30 de secunde mai durează, Darusele, nu-ți dau așa de repede. Cum e zona asta pe aici, mă, fraților, ok, bun. Deci prostul ăsta, bă, n-are nicio șansă să mă găsească pe mine, efectiv. Da, pe bune, da, oricum, hai să vedem. Darusele, mă auzi? Bă! Da, ce vrei? Vorbește, mă, omule, cu mine, unde ești? Ce faci? Da, o, dar nu mai țipa, bă, știi să vorbești la căscuță, mă, ține căscuța cum trebuie. Bă, da, vorbești tare, după vorbești încet, ce, doamne, iar tu mai faci la căscuța aia, mă, unde o ții, Darusele, doamne, ți-o bagi. Ia bagi în gură, după o bagi în funduleț, doamne, Darusele, ce prost ești, mamă, Darusele, lasă-mă casca aia cum trebuie să te auzim și noi cum trebuie să te audă toată lumea. Doamne, Darusele, hai, mă, e un minut, Darusele, la dispoziție, mai 2 minute, o să-ți mai dau un indiciu. Culoarea portocaliu, Darusele, îți dau un indiciu, culoarea portocaliu. Ok, adică s-a aproape, să te pregătești. Să mă pregătesc, Darusele, nu știu de ce aș putea să mă pregătesc. Bă, Darusele, ce faci, mă, mănânci morcov, bă, a zis portocaliu, nu să mănânci tu un portocaliu, Darusele. Ce limba vorbești, mă, acolo, Darusele, că mă enervezi, omule? Ce, doamne, iartă-mă, limba vorbești? Că nu înțelege nimeni, tu știi să vorbești cum trebuie, omule. Doamne, dar nu ai nervi, știi să faci. Doamne, mai ai un minut la dispoziție, Darusele. Mamă, dar prost. Un indiciu, Darusele, fii atent. O să-ți mai dau. Fiți atent, fraților, ce-ți fa la prânzul ăsta, că îi dau și cu ouă, că de-astea le-am luat pe aici, ca să fie mai interesant. Oricum, să știe clar că nu o să mă găsească niciodată, că la cât de prost e, dar în fine. Darusele, mai 2 minute și 20 de secunde, vreau să spun. Ok. Și nu mai vrei indiciu? Ba da, păi dai.
A, păi nu știu, un indiciu, dar în sele pe care aș putea să ți-l dau este faptul că sunt undeva la roșu, dar în sele văd ceva foarte, foarte mult roșu. Dar în sele, hai mă, cauți eu... Unde fii mă tu, dar în sele? Păi știi măcar unde sunt? Dar tu unde ești mă, că te vedeam și acum nu te mai văd, dar în sele? E ceva ce fac mă prostul, ai murit, doamne, dar în sele? Hai că revenim direct cu runda următoare. Bă, fraților, prostul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar a murit aici, nici nu mai știu ce voiam să zic, că mă enervează, eu mare prost. Prima rundă evident că a pierdută ca de obicei. Hai să revenim cu runda a doua și schimbăm și harta și să vedem ce troi mai facem de data aceasta, pentru că hai că fiți atenți, hai că runda asta să fie mai lejer, să nu-l trolez chiar așa strastă, mă mai fac și om, că așa oricum el nu o să mă găsească niciodată, dar oricum. Și când mă trolez așa ca animal, o să-l trolez și mai rău. O să am de gând, nu știu, o să văd ce să-i fac. Mamă, fiți atenți, am o idee, o să fie tare. Acum pentru runda a doua de hide and seek în care îl trolez pe Darusel, avem toate hărțile la îndemână, sunt într-o singură hartă și pot să mă fac aici toate animalele, dar astăzi vreau să mă fac o oaie sau aș putea să mă fac acest tortuleț. Uitați-vă, sunt un tort aici și o să mă ascund într-un loc super tare. Pe lângă aceste lucruri pe care noi îl avem, avem acest flint and steel, avem acest arc cu care o să tragem după Darusel și avem aceste ouă cu care o să dăm după Darusel. Asta se va întâmpla astăzi și scrieți în comentarii, bă, eu chiar sper totul să nu se prinde niciodată Darusel asta, pentru că știu că vă place și vreau să facem cât mai multe și dați acolo cât mai multe like-uri. Băi, Darusele, eu o să zic că m-am ascuns, sunt gata, Darusele, poți să vii după mine. Acum, păi vrei să zic și unde sunt, mă, Darusele, dar aveți regret să-ți casca aia, că parcă mă aud acolo de la tine, Darusele, în căscuța aia când vorbesc cu tine, vezi cum ca... Bă, pot să zic că te văd, dar... Ce faci, mă, ce sunete mai bași pe acolo, mă, Darusele? Lasă-ți telefonul, bă, n-ai voie să-mi trișezi, Darusele, alo? Ce se întâmplă? Păi ce faci cu telefonul ăla acolo? A, stai să opresc eu acum locația ca să nu mă vezi. Da, mi-e Darusele, ok, Darusele. Bă, vreau să spun că eu te văd când te urci prin niște copaci, Darusele. Dar atât pot să zic, oricum e harta dita mai cu ideea asta că zic că te urci printre copaci, probabil că aș putea să fiu undeva la înălțime sau probabil undeva lângă tine, Darusele. Adică ai două indicii de, după care poți să te iei. O să dau acum drumul la cronometru, că încă n-am dat. O să-ți dau 5 minute la dispoziție, Darusele. Și ceea ce vreau eu să spun este că bă, nu prea cred, mă, că o să mă găsești, Darusele. Nu prea ai tu șanse, mă, Darusele. Nu ai șanse dacă vrei să știi tu treaba aceasta, tu chiar nu ai șanse, Darusele, pentru că eu chiar sunt bine ascuns. Chiar sunt bine, e mișto că suntem pe toate hărțile acum, chiar e super tare. Bă, unde ești, mă, că nu te mai văd. Asta pot să zic, acum chiar nu te mai văd, Darusele. Darusele, bă, căscuța, bă, vorbește, bă, alo. Bă, am dat drumul la căscuță, mă, ce facem asta? Darusele, alo. Doamne, nici mai vrea să mai vorbească. Mă, ce mă, nu mai merge căscuța? Doamne. Ha, ok, bine, Darusele, dacă nu mai vrei să mai vorbești cu mine, tu ești tryhard. Mă, tarafele, mi-a căzut saliva pe căscuță de asta. Doamne, bă, las, bă, ți-am zis să ai grijă cu căscuța aia, dar nu se recu să scadă saliva pe căscuță, mă, omule. Tu te-am zis, ai tâmpit? Păi vorbești cum, adică custă bani? Cum adică nu custă bani, mă, n-am dat bani pe căscuțele alea, dar Darusele, să ne auzim cum trebuie, să ne aud. Nu-l mai supăr pe băiatul ăsta, bă, Darusele, nu știu ce să mă mai fac cu tine, bă, dar două minute au trecut, Darusele, și mă mir că tu nu vrei indicii, Darusele, mă mir că tu... Bro, 5 guys. Mamă, Darusele, nici măcar nu știi să vorbești, omule. Nu-ți dau niciun indiciu. Dacă te mai joci cu căscuța aia mult, dacă mai salivezi mult pe căscuța aia, sau dacă o mai mici mult, gata, vrei. Bă, doamne, Darusele, ce zic eu, el ia căscuța. Ok, fiți atenți, oameni buni, ce să fac eu acum. În momentul de față, ok, gata, hai mă să fim normal. Gata, hai să ne comportăm normal. Uitați-vă la prostul ăla cum stă acolo și o să dau cu arcul după el. Ia, fiți atenți, hai mă, să încerc. Da, mă, merge. Nu, m-a văzut. L-am omorât. Nu cred așa ceva. Doamne, cât de prost e. Bă, ce faci, mă, prostule, Darusele? Așa, chiar așa mor din prima. Bă, da, ba. Ascunde-te și o să te caut de data asta. Din păcate, da, fraților, ieși rând. Hai că... Bă, Darusele, deja mă enervezi. Hai odată că vin după tine, te-ai ascuns? Da. Da, ok, bine, Darusele. Hai că vin acum, hai mă că vin acum după tine, Darusele. Te-ai ascuns, zici tu, mă? Hai, iubita mea, vino. Da, iubita mea, așa zice. Tu bine, mă, Darusele, ia, mă. Gata, Darusele, tași, mă, din gură, ia să vedem. Deci, ok, deci mergem aici, bă, nu cred că e Darusele. Pa, aici, unde o fi? Mamă, da, edita, mai harta, cum asta, să mă gândesc. Mamă, deci e foarte, foarte greu, Darusele, nu știu, sincer, cum te poți ascunde tu aici. Adică, poți să înțeleg faptul că este foarte greu când eu mă ascund, Darusele, pentru că, bă, frate, edita, mai harta, când sunt toate astea patru. Adică, dacă era una, era mai ușor, dar acum, când sunt toate patru, e greu pentru că trebuie să fii foarte atent, să te ca... Bă, mi se pare că am văzut ceva acolo. Ce ai zis, că vezi albastru? Da! Dar albastru ce vezi? Că albastru e pe feto. Dacă vezi pereții, e logic că vezi pereții albaștri, nu? Nu pereții, nu!
înăuntru. Ești înăuntru? Da. Înăuntru? Bine, ești înăuntru, dar răsele. Ei bine, stai puțin, să dau și eu drumul la cronometru. Am 5 minute la dispoziție, sau vei de mai bine, oricum. Ce știu, mă, 2 minute. Mamă, frate, câtă harta e. Păi nu cred că chiar nu poți să te găsești, frate. Edita mai harta. Nu vin să cred așa ceva. Dar răsele, am o întrebare pentru tine. Ce e albastru vezi? Albastru deschis sau albastru închis? Albastru deschis. Tu nici măcar nu știi să faci diferența între albastru închis și deschis. În fine, numai. Ok. Mă, ce mă cu... What? Ok, stai puțin. Am crezut că se vedeau niște pași, dar... bă, nu, aici n-ai cum să fii dacă zici că vezi albastru. Mamă, bă, what the fuck? What the fuck? Bă, ce loc am... Bă, nu cred așa ceva, fraților. Uitați-vă câte locuri sunt pe... Mamă, e incredibil așa ceva. Păi și cum îl găsesc, mă, pe fraierul ăsta? Mamă, dar de ce cred că am impresia că sunt mai multe locuri așa? Dar bine, nici nu mai știu pe ce harte e asta. Dar acum sunt toate hărțile, dar cred că sunt mai multe locuri de ascuns când sunt toate hărțile, mă gândesc. Și uitați-vă la... Blocul ăsta e ciudat. Ok, nu e nimic acolo și nici aici nu e bun. Hai să mergem mai departe. Alt indiciu, dar răsele. Doamne, dar răsele, nici măcar nu știi să vorbești tu, omule. Ce, te crezi amuzant, dar răsele, nimeni nu zice că ești amuzant, dar răsele, doar tu crezi singurul că ești amuzant. Asta fie la fel, mi-e cald. Se cald? Ok, bun, se cald, da, se cald, bine. Ia mă să vedem, dacă deci, e... Deci fie între la fel, văd albastru, sunt înăuntru și mi-e cald. Vezi albastru, ești înăuntru și se cald, bine, înseamnă că ești într-un deșert. Și dacă vezi albastru, bă, asta e cu albastru, dar aici n-ai cum să fii. Mamă, și eu n-am alea după mine, frate, am uitat. Bă, da, am, perfect, perfect, perfect. Ce ai? Nimic, dar albastru deschis, ai zis, da? Da. Punte și mă, bă, mai dă un indiciu, bă, ok, prea mult. De fapt, nu ești la deșert, bă, stai că ești la plajă, dar răsele, aha. Și în noți sau ce faci, dar răsele, tu? Ia, mai dai detalii. Mai dă detalii, dar răsele. Nu vrei, a? Bine, dar să bine. Ok, bă, da, nu, aici nu mai caut, da? De fapt, nu, n-are treabă să caut aici. Vezi albastru, ești în interior și vezi albastru. Bă, și aici s-ar putea să fii, nu? Ia, dacă mă... fraților, ăsta este. Deci ăsta este, ăsta trebuie... Mamă, what? Nu e nimic aici. Am crezut că e aici, dar în fine. Deci ieșim în partea asta, n-am descoperit nimic. Au trecut 3 minute, dar răsele, și nu-mi vine să cred că nu te-am găsit, mă. Bă, unde te-am iert, mă, ești, mă, tu, dar răsele, a? Nu știi. Păi nu știu, logica, nu știu, de asta te întreb unde ești, dar răsele, nu e logic? Păi că te-ai nici să zic, bă, ia zic că te vrei. Păi da, mi-ai dat doar un singur indiciu, frate. Ce unul pe tot vreo 3? Păi mi-ai zis același lucru, că e cald și că... Ce... Ai trecut pe lângă mine odată. Când am trecut pe lângă tine odată? Acum un minut. Și acum am minut, nici nu știu unde eram. Doamne, că nici nu știu cum... nu știu cum aproximez tu un minut, dar răsele, și deja mă enervez, mă. Unde bă. Ce prost ești! Da, fraților, deja mă enervează băiețelul acesta, dar nu mă dau bătut, bă, frate, mai am pe un minut mai la dispoziție și trebuie să te găsesc, dar răsele, că deja mă enervez, ești super enervant și nu înțeleg unde ești, băi... Nu, stai, taci, vorbește cum trebuie, ți-am zis în primul rând și în al doilea rând, dar răsele, spune repede că mai am un minut, spune repede dacă ești la deșert sau la plajă. Ok, bun, deci la plajă, bun. Hai să vedem, unde ar putea să fie asta dacă zici un minut, bă, frate, n-are cum să fie pe aici, dar asta nu știi să aproximezi un minut, mă. Nu știu unde ar putea să fie, ha, mă, după aici, dar nu, n-are, mă, ce să, dar să zice neauntru, mă, unde, aici ar trebui să fie altundeva, dar pe unde s-a dus? Aici așa s-a fost, nu e, aici, nu cred că e, bun, deci am intrat și aici, nu e aici, pe unde ar putea să fie prostul? Doamne, deci, și pe aici nu e, nici pe aici nu e, bă, nimic. Ce faci, mă, prostule, acolo? Ce faci, mă, prostule? Ai zis că ești la plajă, prostule, nu? La plajă! Hello! Hai că faci ca un prost, dar să știi ceva, deja mă enervez. Unde ești, mă? Prost. Gata, mă, da? Să te caut? Bine, hai că te caut. Hai că te caut. Ia vină, mă, fraiere, du-te, mă, da. No. Wow, nici nu știi să folosești căscuța, nici nu știi să vorbești, dar răsele... Doamne, dar răsele, wow, nici nu știi să folosești căscuța, nici nu știi să vorbești, nu știi absolut deloc limba română, ceea ce e rușinos. Doamnelor și domnilor... Ce e aia? Nimic, dar răsele, hai, pa.